Royalty First Lady Concept. Prima doamnă sau royal? O seară în care veți primi note foarte mici. Asta e o tâmpenie. Tema nu este nicăieri. Notenemos. Roxana înțelege prost de foarte multe ori. Da, eu înțeleg. Mie îmi pasă strict de mine. El este contrazic tot timpul. Roxana a zis-o singură că ei îi pasă doar de ea. Din punctul meu de vedere, ești o perversă. Păi, mă obosesc rău, fetele astea. Vampiri energetici. Hai să vedem cum arată clasamentul în urma notelor din partea jos. Bun găsit tuturor! Seara în care cele mai stilate doamne și domnișoare ridică standardele și sunt pregătite să ne ofere un spectacol de zile mari cu și despre atitudine, este aici. Este seara în care dezvăluim toate secretele și mai ales dezbatem cele mai fierbinți subiecte din culise. Începe! Bravo, Style Celebrity! Bun găsit tuturor! În curând o să ne transformăm jumătate, facem show de stil, jumătate facem show de muzică, dar despre noi, nu vrem. Da, și jumătate o să intrăm pe ușă cum trebuie, jumătate nu. Pentru că practic cred că au văzut și oamenii aia de acasă, că la fiecare ediție când se deschid porțile, așa, eu tot timpul rămân jumate acoperit de ușă. Păi nu, pare rău, Moris, e vorba de proporții. Noi nu e vorba de proporții, e vorba de orgolii și de cum vrea măsa mare să fie miez, să intre ea propusă cu mâinile întinse păi pe uși. Păi vroiam și asta, eu să exemplific o mâine că acum franj. Mă izbise și pe mine cu franjuri ăștia, da, care trebuie să-și arate ea tot timp. Exact, vreau să-mi arăt un franj și te-ai nimerit în nasul la franj. Tot timp. Îmi pare rău. Iată-i, i-ați regăsit într-o formă de infidiat, salutăm cu dragi. Cu drag, jurații, bună seara, Moris, Cătălin. Da, bine v-are. Este o seară specială, este o seară în care vedem concurentele altfel și este o seară în care ne bucurăm de un concept în premieră. Ah. Din nou, avem un concept în premieră. Vă spun imediat despre ce e vorba, deocamdată vedem celebritățile. Bun găsit, fetelor! Bine v-am găsit! Ce faceți? Cum sunteți? Bine, foarte bine. Foarte bine. Foarte bine, nu? Sunteți rezistente, comunicative, da, cu show-ul în sânge. Da. Nici chiar. Dar mai nou cu abilități între ale stylingului, da. Și nu numai. Da. Maxime. Nu uitați că sunteți, și nu numai, nu uitați că sunteți într-o competiție în care, indiferent ce se întâmplă, la sfârșit, una singură va fi triumfătoare. Adică Raluca Bădulescu. Adică Norentezi. Ea întotdeauna. Ea e de 6 sezoane, vorba aia, în fiecare sezon câștigătoare.
Conceptul serii, fetelor, spuneam și mai devreme că este în premieră în acest sezon Bravo Style Celebrities. Avem prima doamnă, First Lady și Royal. Royal sau, atenție, prima doamnă. Fetele au ales singure care este conceptul pe care vor să-l aducă în fața voastră și în fața juraților. Vom vedea însă dacă vor trece de exigențele juraților și dacă vor putea lua biletul către următoarea călătorie. Multă baftă vă doresc, fetelor! Royalty First Lady concept în seara aceasta. Presim că vom avea multe First Lady în platou, pentru că noi așa avem multe concurente pe fin. Și da, le vom vedea desfășurându-se așa cu finețe. Abia aștept. Seara asta este o seară foarte specială, pentru că este extrem, dar extrem de ofertantă. Adică, dacă nici de aici nu te poți inspira să faci o rochie regală, royală, sau de First Lady, care e iară foarte, destul de simplu, pe bune, atunci ce mai poți face? Ocupați loc, începem seara cu una dintre cele mai carismatice, vorbărețe, entuziaste și pline de viață concurente care există în platoul Bravo Style. Theo Rose, Ciufia, prima doamnă sau Royal? Bun găsit, Theo Rose! Bine v-am găsit! Ești royal în această seară? Sunt un fel de prințesă-regină mai nebună. Prințesă-regină mai nebună? Am încercat să transpun tema asta la ceva ce puteam să fac și eu. Puteai să faci foarte multe lucruri. Da. Și-am ales dintre toate să fac asta. Cum ți se pare? Foarte interesant! Știu, nu? Da. Ai vreun nume? Te reprezintă vreo familie? Familia! Mă reprezintă vocea și talentul. Asta știm, asta știm. Da. Și familia asta pe care o am, diaconul se numește, nu mi-am ales, adică vreo familie celebră, dar în schimb m-am inspirat dintr-un editorial. Am văzut ceva. Am înțeles. Bine, Theo. Ăla care a apărut în UK, jumate-jumate. Ăla. Dar n-ai înțeles ironia pictorialului. Sam. Aoleu. Discutăm când vin în față. Exact. Nu, avem imediat. Multe de discutat. Să-mi explici mai multe. Da. Clar. Dar și cu fetele am de discutat. Cristina și Șcanu. Da. Crezi că ar trebui Theo Rose să se împrietenească cu domnul Botezatu? De ce? Exact. Și cât de mult? Theo Rose nu trebuie să se împrietenească cu domnul Botezatu. Iau, Theo, care are 1 milion pe Instagram. Nu mai de asta. Ia, de ce Cristina trebuie să mă împrietenească? Te ușură rugătul? Nu prea, uite, like-urile ținute. Am înțeles. Și cum să fac eu, Cristina, să mă împrietenesc? Uite, eu vreau un sfat la tine acum. Cum fac eu să mă împrietenesc cu domnul Cătălin Botezatu? Domnul Cătălin Botezatu îi place hard. Ce îi place hard? Adică când nu-ți dă steluță, te enervezi și dai. Frumos, civilizat, dar ia-te de el. Deci eu vreau să dar înțeles. Da. Și să vezi tu dacă nu-ți dă steluță după aia. Pentru că o să zică, uite-mă pe Theo asta. Chiar dacă nu multe de calmitate, așa, totuși are personalitate și se luptă pentru ce... Dar... Ea încearcă. Auzi? O să mă gândesc și o să eu dau. Eu așa zic, acum așa ia cu sfaturile. Fiecare cum vrea. Dar tu crezi că are ceva cu mine? Nu știu, mă, că vrea să te vadă mai... Tot timpul ești zâmbitoare, tot timpul ești pozitivă și vrea să-ți vadă și latura aia nervoasă. Păi și să mă enervezi acum așa. Păi vezi? Dar să nu râzi când te enervezi. Da? Chiar dacă ți-e vine să râzi, tu nu te... Tu ești supărată foc. Băi, în ce? Dar dacă mă umplă râsul dinainte, eu las acolo. Păi nu știu, aici, pe după aia o dai în aia la altă și nu. Da. Nu, deci trebuie să fii pe poziție. I-am zis, fie îl invite pe domnul Botezatu la o cafea, fie îl ia tare. Aha, te-ai gândit, Theo? Adică ori una, ori alta. Depinde cât de tare. Păi am zis că cred că îi place să le iei tare. Ia-mă tare, Theo, că... Eu am zis,
că a zis, dă-te la el. Și am zis, dar poate nu mă dau la el cum trebuie. Și nu-i place și după aia mai rău fac. Și am zis, vezi să nu te pufnească râsul, că ea e tot timpul... bucuroasă, veselă, da, da. Da, nu pot să forțez lucrurile acum. Când mi-o veni, mi-o veni și mă dau la el. Te-au pus gând rău, Cătălin, atât pot să spun. O să vezi ce-ți rezervă viitorul. Aoleo, până și Fina a început să se... Da, e clar ce să mai... Ce să facem? Dacă n-aș fi irezistibil... Hai să vedem cum arată ținuta și personajul într-o clipa de Teo. Andreea? Îmi place foarte mult cum ți-ai făcut părul. Bine, este o perucă, stă foarte bine cu nuanța asta. Îmi place make-up-ul, îmi place pălăria. Zi de roche, că mie îmi place. Și ținuta este foarte interesantă, dar nu mi se pare adecvată pentru această gală. Am găsit-o potrivită. Deci nu s-a încadrat în temă, spui tu? Din punctul meu de vedere. În rest, ea este foarte frumoasă. Pe română, mulțumesc mult. Ești pe temă sau nu? Eu am ținut că sunt frumoasă, da? Asta da, dar te încadrezi în concept? Eu zic că da, adică asta am încercat să fac. Păi hai să aflăm, Teo, în fața lor. Bine ai venit, dragă! Bine v-am găsit! Stilista ta a văzut pictorialul ăla făcut de Emanuel Alt cu Dalia Verboții și a zis, ia uite ce scrie acolo în șapou, royalty. Și dacă stilista a văzut că scrie în șapou royalty, ea o fi zis, săraca stilistă, că se potrivește și cu tema galei. Dacă tema galei noastre din această seară ar fi fost adaptarea ideii de royalty la ce presupune moda contemporană, vă puteați juca. Adică, puteați lua o coroană și o puteați glăjbind tot felul de chestii amuzante. Puteați face ce a făcut Alt în pictorialul ăla. Voi nu ați avut adaptare, voi ați avut o chestie concretă. Casă regală versus First Lady. Nu ați avut adaptări, nu ați avut circ, nu ați avut ce ai făcut tu de ale carnavalului. Nu numai că n-ai respectat tema, ești pe din afară și dacă tema ar fi trebuit să fie adaptată, nu era bine. Dacă n-aș fi văzut pozele alea, dacă nu aveam aia în minte, ar fi trecut pe sub radar și aș fi zis, ia uite, un styling jucăuș de Alice în Țara Minunilor. Dar este foarte grav, atâta vreme cât referința, cât punctul de plecare a fost ăla. Trist. Măi, ce să zic eu, de când ai intrat am fost așa puțin, suntem prieteni, să ne înțelegem, eu țin foarte mult la tine și te apreciez foarte mult și tot timpul îți admir și vorbesc chiar și în particular de frumusețea ta specială. Astăzi ai un păr, o perucă foarte mișto, dar atât. Adică n-are, exact cum a spus Moris, și n-are rost să mai continui cu... Nu ești din afara temei, pe lângă faptul că, fetelor, iei o rochiță, chiar dacă ea este pe din afară, e șifonată toată, zici că ai scos-o de prin spate. Da, e șifonată. E un material care, dacă nu vii cu el impecabil în fața noastră, arată ca un... Da? Da. N-am ce să comentez. Pe din afara temei, ori n-ați înțeles și v-am spus, ori de câte ori aveți probleme, întrebați producția, când e vorba de o temă. Întrebați-le pe fetele astea din producție de 100 de ori, că nu se supără. Da? Sau pe noi, da. Producția e în măsură să vă spună cel mai bine. Pentru că, uite, riscați să ajungeți în halul ăsta și nu e bine. Și e o seară cu temă care contează. Era ca un cearșaf din ăla în care ai dormit, șifonat, cu o dantelă ieftină, suprapus cu, pe aici, pe partea asta, cu ceva, n-am văzut de departe, un alt material la fel de ieftin. Păi, dintr-un material ieftin, tu vrei să scoți royalty, vrei să scoți prințesa din tine? S-a mai întâmplat și în cazul altor concurente. Ești în afara temei și îmi pare rău, îți spun sincer, peruca este superbă, îți vine foarte bine. E un styling Alice in Wonderland, eu la regina aceea, Helena Bonham Carter, mă gândeam. La asta m-am gândit când am văzut. Ne-am și dus. Ce-a făcut Nora mea astăzi, cum a gândit-o, cum n-a gândit-o? Teo Rose, te-ai gândit că aia era regina în Alice în Țara Minunilor. Dar suntem la Bravo Stil și nu avem temă. Personaje din filme, din desene animate, din ce vrei tu. Am zis că o nimerez și am dat-o de gard și în seara asta. Ți-am zis, cred că nu merg pe degetele la o mână, dă-ți-le în care am nimerit-o în seriile cu concept.
Dar știi cum e. Viața asta e ca o scară, te urcă și te coboară. Când uși toți sunt cu tine, când cobor nimeni nu vine. Te rog sinceră să fiu, tu ai sfeclit-o, dar sper că următoarele să ne bucure ochii. Hai cu capetele încoronate. Îmi pare rău. Îmi pare rău și mie și mulțumesc oricum. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Ia. Yeah. Oh. Mulțumesc. Oh. Mamă. Asta e. Am trecut prin viață cu rele și bune. Asta este. Asta e, Teo. Mulțumesc tare mult. Mi-e milă, mă, să dau unul. Dar n-aș ști chestia asta. Mi-e milă să dau unul. N-am dat, auzi, în cazuri foarte extreme dau unul. În cazuri extrem de extreme dau unul. Pentru că mie nu știu cum așa. Dar dacă mă iau nervii capului, pot să dau unul. Da, da, trebuie să te cam ia că vezi că situația e cam jalnic. V-ați spus o dată, ce-ar fi dacă n-ar avea stiliști? Ai! Pentru că miliția 112. Dacă n-ar avea nici stiliști, ar fi jale. Bine că ar fi ajutate pe la spate, ca să zicem așa, de stiliști, asta ar fi altceva. Dar ce-ar fi dacă... Și tot timpul, eu închei tot prin a spune cum erau celelalte fete din celelalte sezoane. Dar și lumea cred că o să poate să facă deosebire. Și cum sunt aceste fete care sunt celebrities. Se anunță o seară extrem de grea, fetelor, în care jurații sunt foarte exigenți, dar, mergând mai departe, să vedem ce o fi ales următoarea concurentă, să o fi îmbrăcat bine, o fi pe temă, n-o fi pe temă, Alexandra Ungureanu. Da, bun găsit, Alexandra Ungureanu. Ai cam furat așa privirile și de o parte și de alta a platoului. Da, ne-ai văzut că eram tăcuți și pe partea asta și pe partea cealaltă. Și voi și fetele, asta zic. O fi de bine, o fi de rău, habar n-am. Aici e problema, că nu știi niciodată cum e de la cine început. Cine ești? Prințesa Grace Kelly de Monaco. Eram sigură că o să fac așa. Pe Grace Kelly, puteam să jur. Da? Vrei să juri? Da. Atunci e de bine. Da. Păi, probabil că i-a venit foarte ușor asemănarea cu personajul și atunci n-a avut mari bătăi de cap. Se plânge mult, Alexandra, în emisiunea noastră? M-am plâns? Se plânge mult. Ah, credeam că dacă m-am plâns eu. Nu, dacă... Oamenii plâng mult, fetele plâng mult, concurentele. Dar nu am nicio problemă cu asta, doar că am constatat așa că... se întâmplă tot mai des și înțeleg, e un război de nervi, oboseală, muncești mult ca să-ți iasă lucrurile și când nu ies, normal că mai cedezi nervos. Pe mine mă surprinde că n-am făcut eu încă, eu mă consideram una dintre cele mai sensibile și emotive de aici și așa cum am mai zis, mi se pare că mă țin tot mai strong și asta e bine. Bravo, sigur, e bine, da. Să fii puternic, da. Crezi în asta? Crezi că este vorba despre, mă rog, oboseală și această luptă continuă de a fi pe primul loc, de a primi cele mai multe steluțe? Sau poate e vorba și despre anumite strategii? Mai asta cu plânsul, chiar trebuie să fie o actriță foarte bună să îți iasă. Dar cine știe, poate pentru unele dintre fete e mai ușor așa să fie, doar la o lacrimă de depărtare de o situație care dă bine în fața publicului. Eu credeam despre mine că sunt o fel extrem de emotivă și sensibilă. Sunt. Așa. Dar până acum nu am plâns, iar în emisiunea asta se plânge foarte mult. Păi pe cine ai văzut tu să plângă? Nu, am plâns aici, Andreea. Andreea. Se plânge pe capete.
Și eu încă n-am mai ajuns cu ăla și nu dau seama ce înseamnă asta. Sunt o insensibilă? Sau beneficiez de un tratament bun și nu am fost în pericol cu nervii capului? Ce zic? Nu știu ce să zic, că exact. Deși am avut și eu momentele mele. Mi-a mai și mie, Andreea, niște chestii, da? Asta e culoarea ta? M-am măsurat la mație, nu te n-am și Andreea. Aici se... Și mi se pare că și funcționează. Plânge vreuna la comandă că așa vrea ea să plângă, să impresioneze sau? Bine, când am zis asta, era vorba de Cristina și Andreea. Pe Cristina nu o știu. Poate Andreea, cred că plânge mai ușor. Și i-aș putea vedea și o carieră în actorie, de ce de succes. Nu? Da. Eu cred că ea... Auzi, Andreea. Pentru că ea este un vulcan de emoții oricum, care izbucnește la orice punct și cred că e mult mai ușor să plângă așa... Și să-și dea seama și, da, de și de efectul acestei situații. Și tu ce vrei să-mi sugerezi, că eu plâng la comandă? Mi se pare că uneori profiți de niște momente de tensiune maximă în care dacă puțină emoție de genul ăla dă foarte bine. Ah, ok. Dacă nu și se mai îmbunează și juriu, și cei de acasă... Nu. Te susțin că pentru că ești mamă, ești femeie, ești frumoasă, ai de toate, te îmbraci și singură și mai ești și victimă din când în când, deci tabloul este perfect. Pentru aceste complimente, îți mulțumesc, draga mea. Mamă, ce caracterizare! Da, foarte frumoasă Ilinca, dacă era și spusă din suflet pentru suflet, era perfect. E din suflet în contextul unui concurs de strategia sufletului tău. Asta este. Eu n-am o strategie, doar constat, ți-am zis. Ai foarte multe. Știi care e problema? Problema e că... În primul rând, eu nu fac strategii. În al doilea rând, nu mă interesează ce înseamnă a face o strategie. Dar plângi la comandă, Andreea, sau nu? Plâng când simt, Ilinca. Am spus-o și la testimonial. Plâng când simt, țip când simt, vorbesc tare și fac ce vreau când simt. Toate le fac când simt. Nu că trebuie să fac pentru ceva anume sau... Înseamnă, păi nu trebuie, dar ești o femeie deșteaptă și te trezi niște chestii. Tu nu mă cunoști atât de bine încât să-ți dai cu prestul pusul. Dacă eram bună să fiu actriță, de ce nu? Dădeam. Dar consider că nu sunt bună. Nu, consider că nu sunt bună și mai bine să stau în banca mea. Cum sună asta? Știi cum sună asta ce zice Alexandra? Sună ca și cum ți-ar da niște săgeți și tu dacă ești bou, scuză-mă, și tu dacă ești proastă, nu le înțelege. Ai înțeles? Dar s-a pus cu cine nu trebuie. Că eu înțeleg și săgețile și nesăgețile. Ai înțeles? Ți-am zis, nu cred că ai făcut strategii până la un punct. Cum am zis și în culise, cred că ne apropiem deja, e partea a doua a concursului în care competiția e mult, 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 mult mai acerbă și se încing spiritele. Și cred că te interesează să câștigi puncte și din partea publicului. Și să se completeze tabloul de femeie stilată într-un mod fericit până la final. Adică faptul că te îmbraci bine, te îmbraci singură, așa cum ai punctat deja a doua oară asta, Alexandra, cu te îmbraci singură, te îmbraci singură, te îmbraci singură. Se folosește Andreea de... Nu să mai vorbesc despre asta, că da, într-adevăr s-a bătut prea mult monedă pe chestia asta și nu vreau. Adică în momentul în care... Ok, dar spunem doar dacă consider că Andreea se folosește cumva de ideea asta că se îmbracă singură pentru a... Atrage publicul, de ce nu? Da. L-am atras și cu stilist, Ilinca, n-aș avea acum de ce să spun că... Mai ales îi place Alexandrei subiectul dacă are Andreea sau n-are stilist. Dar nu-mi place. E o chestie care revine dacă sunt întrebată. Am spus că de dat. Auzi, Andreea, ce ziceți dacă ai stilist sau nu? Rup scopul meu în viață să... Alexandra mai au de lume de aiure. E pasionată de subiectul ăsta. Pe mine nu mă interesează. Poate să păi dar nu ți-am zis de ce e pasionată de subiectul ăsta? De ce? De ce? Pentru că eu mă bat cu ea la punctaj oamenilor. E frică de mine, Alexandra Ungureanu. Nu v-ați prins. Nu mi-e frică de tine. Cred că fiecare dintre... Ați e frică că știi că fără zonciu are valoare și putere. Absolut. Aha. Știu că până acum ai avut un stilist foarte bun. Și acum... Hai să mă ne-ar cu Gigi Becali. Auzi, Andreea. Cred că până acum ai avut un stilist bun și mi se pare că ai făcut o greșeală că l-ai schimbat și te-ai luat pe cineva. Dar nu mi-a luat pe nimeni. Punctul meu de vedere, acum vreau să fac asta pentru cei de acasă. Ca să fie toate punctele bifate de vedea femeie stilată și care merită să câștige acest concurs. Asta nu înțelegi tu, ai înțeles? Că dacă vroiam să fac chestia asta, puteam...
o fac de la început, să spun că nu am stilist, că mă îmbrac singură de când am intrat în acest concurs. Știu, dar asta ți-o explicam. Acum să spun, să spun că nu am stilist sau să spun că am stilist. Am spus și recunosc, da, sunt ajutată, dar stilist care să-l plătesc nu mai am. A, bun, asta e altceva, că nu da. Stilist pe care să plătești, da? Cu siguranță te îmbracă cineva, asta vreau să... Nu, nu că poate să... Nu, știi ce înseamnă pe mine când spui că te îmbracă cineva? Ca și cum te duci și te vezi cu cineva și spune, puneți asta pe tine, asta, asta, asta și tu să taci. Ok, fac ce spui tu. Tu cu siguranță nu taci în nicio circunstanță. Ai înțeles? Și cu siguranță și relația cu celălalt stilist ai spus punctul de vedere. Păi asta vreau să spun. Dar sunt convinsă că e cineva care ți aduce hainele și... Nu. Să crede-mă, pe deasupra se alege și piesele. Crede-mă, dar e ultima oară când vreau să mai vorbim despre asta. Seara, crede-mă că alerg de dimineață până seara și câteodată îmi fac și singură ținutele din mall. Nu știu dacă e nașa, existi tu. Aici a rămas că o să mă documentez să văd cum se îmbracă Ana Maria Prodan, o cheamă, da? Hai să vedem cum arată ținuta, Andreea. Îmi place foarte mult... cum stă cu coroană, îmi plac bijuteriile, mănușile sunt foarte frumoase, pantofii iar îmi plac foarte mult, rochia este frumoasă, dar ție stă foarte bine, nu este genul meu. Dar, per total, tu arăți foarte bine în seara asta. Mulțumesc frumos, și 100% ți-a ieșit, draga mea. Mersi. Mulțumesc, Andreea. Fetele sunt foarte rele și foarte invidioase și... Pe de-o parte mă bucură că n-o cunosc pe Andreea Tonciu într-adevăr. Pe de altă parte mă și enervează, frate, pentru că eu de-aia sunt plăcută de telespectator, pentru sinceritatea mea și pentru felul meu de a fi. Dar na, normal, suntem într-un concurs și fiecare trebuie să-și ia apărarea, fiecare trebuie să fie cea mai tare dintre toate. Asta e. Hai să vedem ce spun jurații despre apariție, despre ținută și moment. Alexandra, te rog. Grace Kelly este un izvor nesecat de, eu știu, de eleganță. E o rochie frumoasă pe care ai acces-o iată, fără doar și poate cu tiara. E frumoasă rochia, dar eu cred că se putea face mai mult pentru o prințesă ca și Grace, zic eu. Chiar nu pot să notez așa ceva. Chiar nu pot să notez așa ceva într-o sală în care mă așteptam să văd cele mai mișto chestii. Adică sunt teme în care te aștepți să faci, vezi show-ul, să vezi rochii, cum a fost și aia cu haute couture și haute coiffure. Nimic, zero barat, chiar și de la cele la care te aștepți că stiliștii lor vor face minuni. Că vorbim și aici tot de stiliști la Alexandra Ungureanu, că doar nu face singură ea ce face, scuzați-mă. Să știi că m-aș fi așteptat să-ți alegi să fii Grace Kelly. Pentru că ai finețea, ai acel ceva deosebit care o definea pe Grace Kelly. Eu nu am urmărit-o foarte mult. Normal că îi știu aparițiile, am văzut filme, etc. În fine, o admir. Dar ți-ai ales un fashion icon, pentru că până la urmă Grace Kelly este un fashion icon și consider că ți-a ieșit foarte bine. Foarte bine. Fata asta nu știu ce-o fi fost în altă viață, Alexandra Ungureanu, dar cu siguranță cred că fi fost ori vreun cap încoronat, ori a fost școlită la vreun pension, ori quelque chose, pentru că este impecabilă. Pe ea o îmbrăca Edith Head, prima care a pus o rochie pe ea de genul ăsta Dior Couture a fost Edith Head, nu a renunțat niciodată la rețeta asta decât în a doua parte a vieții. Ce spui tu de turbane și nu știu ce, da, i s-a exact. Întâmplat la maturitate. Ea până în maturitate s-a îmbrăcat așa. Să știi că este foarte greu să pui o rochie de prințesă. Mă rog, ce porți tu în seara asta? Tiul roz, tiară pe cap, mănuși din satin, care mie nu-mi plac în general, și să nu arăți țoapă. E foarte greu. Ca să nu arăți țoapă îmbrăcat așa, trebuie să nu fii țoapă deloc. Și ți-am mai spus și în alte rânduri, tu ai zero țopenie. Și o discreție incredibilă, care te face să arăți perfect în seara asta. Mulțumesc, mă. Perfectă. Mulțumesc. Alexandra, previzibilă, nimic spectaculos. Mi-a plăcut combinația de roz cu negru. Îmi place această combinație, a fost fină.
Rochia i-a fost un pic mare în partea de sus, dar bine, aceste detalii, pentru noi e foarte greu să găsim ținute care să ne vină perfect, pentru că avem de făcut un volum mare de ținute și nu poți să-ți croiești mereu ținute și te mai îmbraci și cu ce găsești. Faptul că nu a fost exact mărimea potrivită pentru ea, asta e altceva, dar a fost previzibilă. Devine obositor, devine repetitiv și m-am săturat să tot latru la infinit treaba asta. Alexandra Ungureanu are o maturitate stilistică și se vede, mi se pare cea mai bună, are o finețe incredibilă, o decență, e și ascuțită atunci când trebuie să fie. Poziția, plecând de la poziție, maniera în care se mișcă, cum merge, nu, mi se pare sincer fără de cusur. Ori noi acum ce facem? Suntem într-o competiție de stil, ok, e și un reality show, ok, e și divertisment și așa mai departe, dar totuși să nu uităm de unde am plecat, să nu uităm motivația principală, respectiv, bravo, ai stil! Da, și mie mi-a plăcut foarte mult, Alexandra. Mulțumesc mult, Raluca! Eu mă aștept de la prințese la mult mai mult, ce să spun, pentru cum, mine. Cum, în ce direcție, Cătălin? Mai și cunosc. Prințese războinice. La bătrânețe, ce să zic, oh. Mai și cunoști prințese pe unele. Asta este. Mulțumesc! Dar e bine! Descrescător, da! Exact! Mulțumesc, Alexandra! Vezi, uite, nici nu ne-am vorbit între noi! Da? Chiar nu ne-am vorbit între noi! Da. Apariția impecabilă, culoarea prea intensă. Plus că, atât. Da, Grace Kelly, măi, putea să facă mai mult, adică rochia asta simplă, roz de prințesică, este pur fumată, este ceea ce, la ceea ce se așteaptă orice om forever. A intrat cu emoții uriașe în competiția noastră, însă uite că s-a întâmplat ce probabil nici ea nu s-ar fi așteptat. Are un parcurs extrem de bun și se îndreaptă cu pași repezi acolo unde fiecare concurentă în parte visează. Către marea finală, Bravo ai Steel Celebrities. Hai să vedem cum se prezintă Oana Radu. Găsit, Oana Radu! Bună seara! Ce-i cu tine? Cum adică ce-i cu mine? Nu știu, sunt foarte... Regina de la Țigareta, nu vă dați seama? Adică nu recunoașteți? Ba, nu despre asta era vorba. În te budoar văd... însă, în budoar. Budoar, dar te văd așa, nu știu, abătută, parcă tristă, păi, parcă supărată. Păi am înțeles prea târziu că eu nu aveam voie să interpretez tema. Adică nu ni s-a scris în explicația de la producție că nu avem voie. Eu știam că putem să ne adaptăm ținutele la personalitate actuale, bla, 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 bla. Iar eu, dacă aș fi fost o regină prin absurd, m-aș fi îmbrăcat așa. Pentru că aș fi fost o regină nebună, evident, pentru că asta sunt. Dar am înțeles acum că am înțeles greșit. Hai să vedem, Oana, ce se va întâmpla. Vino aici lângă mine. Cred că artiștilor le place să iasă din tipare de obicei și cred că de asta temele sunt... La celebrities, temele sunt interpretate în niște zone foarte nișate. Eu aș fi asta. M-am gândit prima dată la Jackie Kennedy, evident, dar m-am gândit că o să fie multe Jackie. Da, uite, tu, Alex, doar că lucrând singură și făcându-mi absolut toate lucrurile singură, tot ceea ce vezi pe mine sunt chestii pe care eu le aveam. Adică, pur și simplu, când am gândit chestia asta, m-am gândit niște lucruri pe care le aveam și pe care le-aș fi purtat dacă eu aș fi fost o regină, prințesă, habar n-am. Adică, na. Bine. Da, Oana Radu își scrie singură povestea, scenariu, își face outfit-ul și este cine vrea să fie. Și asta e de bine sau de rău, Alexandra? În general e de bine, în seara asta da, mi se pare că nu e pe temă. E clar, bineînțeles. Într-un show de seară, de club, cu tot felul de conotații absolut interesante. De scenă, de concert, foarte mișto, pentru concert e... Da. Pentru concert îți place, Roxana. Te duci să cânti la căciulata, dacă te duci să cânti așa, ești forț. Și la țigareta am rupt. Normal. Să te mică, am rupt la țigareta. I-am leșinat pe aia când am apărut așa, au zis, s-a terminat șmecheria. În Măcești de sus, județul Dolj. Nu m-a dat pe spate.
S-a văzut că era făcută cumva și gândită de ea, în sensul că tiulul ăla era cam sărac. Adică era un pic cam așa, cam costumată, a zice eu. Nu că eu sunt vreun caz foarte fericit, după cum puteți vedea. Da, și ea, ca și mine, s-a gândit să facă cu totul și cu totul altceva. Am interpretat greșit tema din seara asta și am dat-o de gard, i-am spart gura. Deci, Alexandra, concluzia? Arăt super, mersi. Da, concluzia. Îmi place ținuta mea, o port cu încredere, sunt frumoasă, mă simt bine, asta înseamnă să ai stil, să ai încredere în tine și să porți cu încredere ceea ce porți, fetelor. Dar eu nu știu ce ne mai întreb, Bilinca. Zice, păi, sigur, trebuie să vă întreb, vreau să vă întreb. Răspunde fără întrebări, adică e ok. Asta e de bine sau de rău, Roxana? E super. Depinde cum o iei. Poate de obicei o iau, în drum, o iau cum îmi vine. Nu era vorba despre tine. Nu întotdeauna este vorba despre tine, Oana. Dar ce să-i faci? Da, crezi că nu acceptă Oana părerile voastre sau? Ba da, dar nici le interesează. Nu interesează, nu? Așa mi se pare mie. Și foarte bine. Pe mine personal nu mă interesează părerile nimănui. Dar având în vedere că suntem jurizate de niște oameni care se pricep la asta ca asta fac, e logic să ascult și să învăț. Dar de foarte multe ori am cerut sfatul colegilor mele și pot spune chestia asta. Însă le pot recunoaște. Am spus strict din atitudinea ta. Dar nu-i problemă, a răspuns Alexandra când a dat, și-a dat practic cu părerea pentru că a fost întrebată. Strict la asta m-am referit. Cum a fost atitudinea? Nici nu se uita la ea. Ok, bine, foarte bine. Tu știi ce spui, nu mă interesează. Așa mi s-a părut mie, na. Dar nu e adevărat că Alexandra a zis doar de bine. Adică de pe ce? Mine oricum nu mă interesează dacă bine te interesează sau nu. Adică pur și simplu mi-a spus părerea din mulțumim, ce am văzut. Mulțumim, următoarea fată. Ținuta cum a dat respect, atât. Nu-mi place. Clar n-are treabă cu tema. Unul la mână, doi la mână e pentru scenă. Adică la un concert aș vedea-o așa. În piață? Scenă. Pentru când mergi să cânți la concert. Da, am înțeles. Tu ca artist pe scenă când mergi să cânți. Și în afară de make-up și că ea este frumoasă, nu mi-a plăcut ținuta. Deci nu știu unde a vrut, în ce zonă a vrut să o ducă, ce a vrut să facă, dar nu, ținuta nu mi-a plăcut și chiar nu a fost pe temă. Încă Oana Radu a fost extrem de senzuală, a fost prea senzuală, a fost... de ochiată. De ochiată. În tema nu a fost. Aflăm în cele ce urmează dacă ai nimerit-o sau nu, Oana Radu, în fața juraților. Dragă Oana Radu, bine ai venit! Bine v-am găsit! Vreau să-ți spun din capul locului, ca să nu avem discuții ulterioare la procesul conștiinței, ca să zic așa, că nota mea ar fi fost aceeași... Nota mea ar fi fost aceeași pentru tine și dacă ai fi respectat tema și dacă n-ai fi respectat-o pentru că ți s-ar fi spus că trebuie să adaptezi. Ok. Deci și dacă ți s-ar fi spus că trebuie să adaptezi și dacă nu, da, indiferent ce ți s-ar fi spus... Okay. Din punctul meu de vedere, ținuta ar fi fost tot slabă. Ok. Unul la mână, eu nu văd unde este adaptarea. Ok. Adaptare ce? Că ți-ai pus aia pe cap? Unde e adaptarea? Nu știu, că am niște chiloți, că sunt așa mai ciudățică, cumva. Ciudățică? Da. Păi, toate dansatoarele din lumea asta, toate fetele care fac figurație în videoclipuri, care fac figurație în cluburi, okay, care sunt cântărețe, care apar în contexte genul ăsta, toate au apărut la un moment dat sau altul un chiloți, body... pojartier, cizme din latex. Mă referam ca și prințesă. Dar ce prințesă ai văzut tu apărând în chiloți? Dar de unde știți că ele nu umblă așa în palatele lor? Sincer. Asta e o tâmpenie, auzi? Asta cu adaptatul e o tâmpenie care vine din alte sezoane. Noi am interpretat. Ce ați interpretat, fetiță? Mai terminați cu interpretarea. A plecat, îți spun eu de unde. De la niște cetățene completamente debusolate care au adaptat ele la un moment dat în plan local IA. Și s-a tot dus din punct de vedere stilistic, s-a glășbit, s-a înmulțit, retard, dacă mă întreb pe mine, acest concept al adaptării stilistice. Ce a adaptat, fetiță? Chilotul, ce a adaptat? Perdeaua din tiul, la ce? Mie mi se pare că suntem, ne aflăm într-o seară
în care veți primi note foarte mici. Din ce văd până acum, nu numai că n-ați înțeles tema, în schimb v-ați străduit să o reinterpretați, tu apărând, de exemplu, în seara aceasta în fața noastră, pe post de, bufon, eu știu, dansator la cabaret, dacă ați fi avut tema Lady Marmalade, dacă ați fi avut tema cabaret, dacă ați fi avut orice vreți voi, ar fi fost o ținută potrivită, dar sub nicio formă, pentru această gală, pentru această seară conceptuală, sub nicio formă ținută aceasta, Oana, și nu știu ce n-ați înțeles și mie că până la sfârșitul serii vor fi note foarte mici. Bun, și eu, preferatele mele, că se știe lucrul ăsta. Pe Teo Rose, pe Oana Radu. Astăzi amândouă m-au făcut, bă, băiatule, de râs. Eu știu că și reginele îmi blacasă în chiloți, că doar vor purta și ele, logic. Dar nu ies cu ele în public, gen. Așa că nu e bine astăzi, Oana. Reality, first lady, băi, înseamnă ceva. Înseamnă o anumită prestanță, înseamnă o anumită eleganță, o bogăție, un rafinament. Ceea ce la tine este, tu ești opusul, ești... Tot ce este în seara asta, nu tu, pe tine, este foarte vulgar. Bravo! 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 Roxana înțelege prost de foarte multe ori. Da, eu înțeleg. Mie îmi pasă strict de mine. El este contrazic tot timpul. Roxana a zis-o singură că ei pasă doar de ea. Din punctul meu de vedere, ești o perversă. Păi, mă obosesc rău, fetele astea. Vampiri energetici. Hai să vedem cum arată clasamentul în urma notelor din partea jurului. Reality, first lady, băi, înseamnă ceva, înseamnă o anumită prestanță, înseamnă o anumită eleganță, o bogăție, un rafinament. Ceea ce la tine este, tu ești opusul, ești, tot ce este în seara asta, nu tu, pe tine este foarte vulgar, asortat, este la mișto. Și la mișto, la adresa acestei teme și la adresa noastră, dar, repet, este ușor vina voastră, a ta, că nu insistați, da, să, eu mi-asum. Să întrebați mai departe. Asta este. Oana, băi, Oana, deci eu n-am nimic cu tine, tu știi că îmi place, dar ținuta pe care tu ai avut-o în seara asta este de o vulgaritate, este atât de ieftină, nu știu unde ai vrut să o duci, către ce zonă a prințesei. Nimic nu mergea și tu, pe din afara temei. Am înțeles. Știu, îmi pare rău. Oana, îmi pare rău, nu știu ce se întâmplă cu voi în seara asta. Pare rău și mie, vă dați seama. Doamne, ce note! Asta e, Oana. Mulțumesc. N-am zis nu! Iar în propunerea ei, povestea, ea este regina barului la țigareta, ținuta se potrivește la marele fix. Dar nu s-a pupat cu tema pe care am avut-o în seara asta. Nu plăceau nici cu venocizmul, nici pe jartierul, dar în contextul unui videoclip. Că tot zisești unde videoclipuri. Zisești, dar unde-i tema lor? Păi, pe cine mă căutați? Tema nu este nicăieri, dar ele n-au înțeles. Dacă n-au înțeles și s-au gândit să reinterpreteze în chiloți. Inimioara ei bate foarte, foarte, foarte tare în seriile concept. Tremură atunci când primește aprecieri din partea juraților, de bucurie, evident. Iar eu sunt curioasă ce temă a ales pentru această seară. Dea Codrea. Bun găsit, Dea Codrea! Cine ești? Bună seara! În seara asta, mai mult decât personajul pe care am încercat să mă apropii de el, și anume Lady Diana, povestea mi se pare
mai interesantă pentru că port o rochie pe care a purtat-o rare ori și este, i-au spus ei, the revenge dress, pentru că în mod normal o prințesă nu venea cu bretelele și atât de desconită. Am înțeles. Stai. Care a purtat-o după ce soțul ei, prințul Charles, s-a recunoscut că ar fi fost infidel. Am înțeles, deci povestea rochiei, asta te-a inspirat? Da, m-am regăsit așa cumva în toată nebunia asta. Mi-a plăcut mult de tot. Hai să stăm de vorbă puțin cu fetele. Oana? Îmi place foarte mult. Când ai trecut prin fața mea, mi se părea că și semeni la față cu ea. Adică așa, aliura, cum ți-ai pus peruca și machiajul și tot. Ești... Mulțumesc. Arăți foarte bine. Theo Rose? Fetiță, mă gândisem să mă fac și eu Camila. Și s-o iau pe mamaie, s-o fac pe mamaie regina Angliei. Și n-a putut mamaie să vină, că e anxioasă, firar să fie. Mai bine că nu te-ai făcut. Dar acum, dacă eu aș fi fost Camila aici, îți spuneam o piedică când treceai pe Nu știu ce să zic. De sau ciudă. Invers. Da, da. De sau ciudă. Invers, exact. Deci, nu știu ce ar fi făcut mamaie. Mie mi se pare foarte simpatic cu informația cu care noi rămânem. Da. Și de asta îmi place Theo Rose, pentru că e cumva foarte asumată și foarte sinceră. Deci dacă faptul că noi din Camila înțelegem că este o mamaie, practic dacă dintr-o femeie care la ora actuală... Mamaie, ia înțeles! Theo Rose vrea să facă... Theo Rose vrea să facă Camila. Da. Așa. Și s-o aduc pe mamaia mea, să facă mamaia regina Anglii, care e acum. Poți regina Elisabeta, bătrână. Mă Samara o făcea regina. A, veneai cu toată familia și... Da, eram doar cu mamaia. Mai lipsea Charles. Venea cu soacră sa cum a revenit. Tu, deci ce să vezi, toată lumea a înțeles foarte bine, doar Maurice... A înțeles pe dos. Foarte rău. Până sau poate nu a fost explicat cum trebuie. Te-ai gândit și la asta? Păi da, asta, da, e, și asta e posibil. Mai degrabă. Da, clar. Da, asta e. Uite-mă, de asta o iubesc. Bă, eu am reținut că vrei să o aduci pe bunica ta la televizor și o așteptăm. Da, da, da. Iar eu am reținut că n-ai zis de ținută. Ar fi fost geloasă să fi fost aici o Camila, pentru că arăți foarte bine, într-adevăr. Mulțumesc. Și mi se pare că ai dus... ești exact acolo. Mulțumesc, mersi din suflet. Mulțumesc. Din nou am explicat foarte bine. Din nou am explicat. Ba da, acum a explicat perfect. Ba da, s-a înțeles perfect, da. De aia mi s-a părut spectaculoasă. Chiar dacă a avut o ținută super fină, super simplă, gen la prima vedere, stylingul ei a fost foarte bine gândit. Am pe la gură zahăr pudră? Stylingul ei a fost foarte bine gândit și serios, mi-a plăcut foarte mult. Hai să vedem ce spun jurații de a Codrea în fața lor. Bună seara, Dea. Bună seara. De la alegerea piesei pe care ai defilat. E trupa ei preferat. Da. Și una din trupele mele preferate în tinerețe. De la alegerea piesei pe care ai defilat și până la alegerea personajului, extrem de previzibil. Dar ce crezi? În această seară îmi place să văd ceva previzibil. Păi să spun ceva din culise, că toate ne gândeam la un moment dat, voiam să fac inițial Jackie Kennedy. Asta mă gândeam. Îți jur că m-aș fi gândit la Jackie Kennedy. Și am sau zis la... că o să facă toate fetele. Și astăzi când am venit și am întrebat... Nu se potrivește tuturor. N-a făcut. Nu. Tipologia Lady D sau Jackie Kennedy nu se potrivește tuturor. Crede-mă, ție ți se potrivește foarte bine. Peruca, felul în care ținea geanta, căpriorismul din privire, finețea, tremurul, așa, țiplă-mă, deci, desăvârșită de Dea Codrea. Un personaj mai bun nici că-și putea găsi de Dea Codrea. Felicitări, bravo! Bineînțeles că nu este o temă foarte grea, pentru că toate a sărit așa în sus, n-am înțeles, nu, deși a fost foarte simplu. Este o temă foarte simplă dacă știți ce să faceți cu ea. Este o temă foarte safe, ca și în cazul tău. O astfel de rochie, un astfel de styling, dacă ai ceva cunoștințe și tu ai, o faci perfect. Deci, dar nu există. Da? Chiar dacă mi-ai fi pus capul în jos, așa cum făcea Lady Di și ai fi fost ușor mai sfioasă și ai fi jucat în loc să fi dansat, tot nu ești acolo. Lady Di a avut niște rochii la viața ei superbe. Dea Codrea a luat la fel cea mai simplă rochie care semăna cu cea care a Lady Di,
și a îmbrăcat-o pe ea, oricum nu-i stătea bine. Indiferent cât ar fi jucat, ea a jucat foarte prost, că de ea nu știe să joace, nici să danseze, nici să facă nimic. Dragă, paradoxul face că una dintre cele mai sensibile persoane din lume, așa spunea ea despre ea, că e foarte sensibilă și timidă, a pus pe orbită industria paparazzilor. Asta este un paradox, pentru că în momentul în care tu nu ai deloc de a face cu o formă de extrovertie din asta, cum să spun, agresivă, tu nu ai fi avut, nu tu, ea, da. Nu ar fi avut cum să pună pe orbită industria paparazzi. Și de aici paradoxurile. Da. Stylingul, să știi că este perfect, ciorapii sunt aleși foarte bine, ai niște picioare impecabile. E foarte greu să pui ciorap negru de mătase, foarte fin, cu genul ăsta de pantof și cu lungimea asta de rochie și să arate genunchiul foarte osos, e impecabil. Ești perfectă în seara asta, să știi, nu mă așteptam. Mulțumesc. Perfectă! Mulțumesc, da. Bravo. Mult de tot! Dea Codrea se întoarce, sau Dea Codrea s-a întors și s-a întors foarte bine în seara asta, nu că ne-a aștepta de bine. Asta am spus și la Alexandra Ungureanu, asta spun și la Dea Codrea. O anumită finețe, o clasă, evidente și în cazul uneia și în cazul celeilalte. Pentru că asta înseamnă, în primul rând, ăsta este accesoriu principal, dacă vrei, al acestei teme. Bravo, dragă! Dragă Dea, bravo, felicitări! Mulțumesc, Raluca, mulțumesc din suflet! Cer felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc, Cătălin! Mulțumesc mult de tot, Moris, mersi! Mamă, ce note, ce apariție, felicitări de Codrea! Mulțumesc mult! Tot timpul scoatem în evidență faptul că sunteți artiste foarte bune. Artiste foarte bune, că aveți voci foarte bune, nu, că sunteți foarte frumoase. Eu nu contest faptul poate că uneori, poate că uneori le face chiar complimente gratuite. Da. Numai ca să se simtă bine. Da. Dar stilistic vorbind, noi nu vă stricăm nicio imagine. Nu aveți decât să învățați lucruri bune ca să vă îmbunătățiți imaginea de acum încolo. Dar voi, majoritatea dintre voi, vorbesc la cântărețe, aparițiile voastre pe scenă și mi-asum asta sunt varză. Ales fix ce îi se potrivea ei și fix personajul cel mai potrivit pentru da, ea. E foarte adevărat. Alex, un personaj care îi se potrivea, dar foarte simplu de realizat. Da, stilistic. Foarte simplu. Rochia aia o găsești peste tot. Better safe than sorry, ca să zic așa, că dacă venea ca Astellati... Dar rochia aia o găsești peste tot. Era de proastă, că acum mai jurizăm totuși și materiale și cu așa. Curioasă de asemenea, ce ales se poartă pentru această ediție Concept, următoarea concurentă. Dar aș vrea să mai ținem un pic așa pe jar, să mai fiarb un pic în spatele porților, nu? Da. Vreți? Da, da, da. Da. Nu vreau. Glumim și noi acum. Cristina Șișcanu. Sunt Cristina Șișcanu. Cine ești, draga mea? Sunt o Cleopatra fină. Fină? O Cleopatra fină. Pentru că nu e așa, Cleopatra nu era fină și a venit Șișcanu să o pună pe orbită pe Cleopatra să o facă fină. Mai adaptat-o. Era mai... Da, a adaptat-o. Adică uite Cleopatra... cum schimbă fetiță Dan again a doua oară în viața ei istoria Cristina Șișcanu. Iată. A schimbat-o odată și a doua oară și a treia oară o să o ia Trump, nene. Bravo! Pe bune, jur. Păi bravo ei, da. Illusional, dacă... fetiță, reveniți-vă. Mai cu picioarele pe pământ, așa, mama. Păi jucăm și noi un rol aici la Brava Stil. Păi măcar jucați-l bine. Că dacă joacă, dacă îl jucați ca la Cassandra pe vremuri, măcar jucați-l voi ca la Notara, ca la Bulandra, ca la, știi? Mă gândeam că dacă Cleopatra ar fi trăit astăzi, cred că s-ar fi îmbrăcat așa. Cred. Așa te-ai gândit, nu? Chiar cred, fetiță. Vedem noi ce au de spus jurații imediat. Cristina, vino aici lângă mine. Alexandra, te așteptai ca Andreea și Cristina să se împace atât de repede? Sincer, nu. Am ratat momentul că aveam o problemă la momentul respectiv, așa, și l-am ratat și am fost foarte surprinsă în culise. Pentru că, na, Cristina zice de la început că ea moare cu dreptatea în brațe și eu am simțit exact despre ce era vorba în momentul respectiv.
Și nu știam care dintre ele a cedat, dar am înțeles că într-adevăr a cedat Andreea. Cristina a zis că a fost foarte înțeleaptă. Și iată un desnodământ fericit. Dar tu te așteptai să se pace cu Cristina Alexandru de data trecută? S-au împăcat? V-ați împăcat, dragă? Dar unde erai, dragă? Eu tușeam, încercam să-mi abțin tusea, că mi-era frică să nu mă risipez. Nu, nu că îmi dădeau lacrimile, încercam să-mi țin tusea pentru mine, că mi-era trebuie să dădea stop și... N-am văzut. Deci v-ați împăcat? Da. Și vreau să știu care au fost condițiile acestei... Cum o discuție mai aprinsă? Nici măcar n-a fost o ceartă. Că, cum n-a fost ceartă? O ceartă cu Andreea este mult mai mult decât s-a întâmplat. Aia a fost o discuție aprinsă și vreau să știu, Andreea... A fost o discuție foarte aprinsă, dar eu vreau să știu cine a dat un pas înapoi, Andreea sau tu? Bă, nu știu, s-a întâmplat ceva foarte interesant. Așa. A fost din ambele părți odată, ceea ce se întâmplă foarte rar, mai ales cu Andreea, adică mi s-a părut foarte înțeleat. Okay. M-am mirat. Am și aflat de ce, de fapt, Andreea a reacționat așa. Și asta pentru că a băgat fitil colega noastră bună și buna noastră prietenă, Manuela. Roxana Nemes. Care nu e aici în momentul actual, pentru că se pregătește. Dar cum adică a băgat Roxana fitilul? Asta e prima. N-am mai auzit până acum. Înțeleg că Andreea, stând pe scaun, n-a fost foarte atentă la discuția mea cu domnul Cătălin Botezatu și Roxana Nemes, cum de cele mai multe ori înțelege lucrurile, i-a transmis și Andrei exact cum a înțeles ea, adică prost. Și atunci Andreea a reacționat conform informației primite de la Roxana. De la Roxana. Așa e, Andreea? Da, așa este. Eu eram, deci tu nu erai atentă? Nu, eram în lumea mea și ea mi-a spus, ia uși ce a zis despre tine. Zic, ce, că n-am fost atentă? Și mi-a spus. Și atunci am reacționat. Și ce ți-a spus? Cum ți-a spus, Roxana? Să nu te compar cu ea, că nu se compară cu tine. Aha. Și tu ai luat pur și simplu informația. Da, da, da. Dar acum ți se pare că reacția ta a fost corectă sau exagerată? Reacțiile mele sunt întotdeauna corecte, Ilin. Corecte, da. La informația pe care i-a furnizat-o domnișoara Roxana Nemes, cumva, da, era normal un pic era să normal. Se enerveze. Dar voi ați avut discuția asta și ați făcut această dezvăluire după ce v-ați împăcat, nu? Da, cumva... Așa, da, oricum, vezi că dragostea oricum a învins, chiar și fără această informație. Dacă Roxana Nemes nu și-a făcut o strategie din a mă face pe mine și pe Andreea să ne certăm, de a ne face să ne certăm, atunci înseamnă că a făcut-o din prostie. Nu. Deci eu vă spun, eu sunt o fire foarte sinceră. Eu nu cred că Roxana a vrut să bage râcă între mine și Cristina. Roxana, într-adevăr, m-a atenționat pentru că eu eram în lumea mea, mă gândeam la altceva, iar eu am reacționat. Și vreau să fim înțelese, nu am cedat în fața Cristinei, cum s-a speculat în platou. Cristina a făcut primul pas. I-a zis că fai. Nu am făcut primul pas. Se vede pe cameră clar că nu am făcut primul pas. Niciodată nu am făcut primul, n-am să fac primul pas, neștiindu-mă vinovată. Deci nu-mi plac chestiile astea. Deci nu, chiar o să vorbesc cu Cristina, mie chiar nu-mi plac chestiile astea. Eu am făcut primul pas, că ce? N-am făcut, draga mea, niciun pas. Tu ai zis să ne împăcăm, că și tu ai dat-o la un întors foarte frumos, ai înțeles? Dar iar, Tonciu, desconsiderata și Tonciu, naiva, care voi credeți că eu am o minte de bibilică, să prinde-mă din orice. Mă, da, mă prind, mă! Nu știu ce să zic despre Cristina. Nu știu, credeți-mă, chiar nu știu ce să spun despre Cristina. Nu știu. Măi, fetelor, măi, în culise așa și după aia separați așa? Eu am auzit-o de multe ori pe Andreea spunând chestii pe care ulterior să le contrazică cu propriile vorbe. Așa că... Tind să o cred pe Cristina, pentru că ea are un discernământ foarte puternic și chiar cred că poate să aprecieze mai just situația. Oricum, pentru mine era inexplicabilă reacția Andreei și mă gândeam că totuși există un motiv, dar nu înțelegeam care e. Uh-huh. Și, într-un final, l-am aflat.
Dar tot tu declarai aici în emisiune, Cristina, că tu nu crezi neapărat în... De fapt, nu că nu crezi neapărat. Nu crezi deloc în prietenii ce se leagă într-o competiție. Da, nu cred în prieteniile care se leagă aici și să, să se țină cont de acele prietenii astfel încât să ajuți o concurentă să avanseze în competiție. Adică, nu știu, să-i dai o mână... Adică, cum? Stai că mai adică eu, de exemplu, să, sau Andreea să-mi dea mie o mână de ajutor ca să ajung în finală. Nu știu de ce natură. Adică nu cred în lucru genul ăsta. Dar crezi în alianțe? Nu. Sau că ai zis că n-ai vrut totuși să te ceri cu Andreea. Cum? Zici că totuși n-ai vrut să te ceri cu Andreea. Ai nevoie de aliat? Sau n-aș fi vrut, nu. N-aș fi vrut să mă cer cu Andreea pentru că dacă te ceri cu Andreea, te obosește mereu și pierzi competiția. Pentru că nu te mai poți concentra la ceea ce ai de făcut. Că trebuie mereu să, să te punctul de vedere. Cerți cu Andreea. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu știu că astăzi e nebună și mâine e bună. Bine, e bună și când e nebună, dar înțelegi ce? Adică mâine e calmă. Și ce folos e să mă cer cu Tonciu, să-mi pierd din suflu și mâine ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Limita prieteniei dintre noi aici prezente în concurs este aceea unde intervine competiția. Când vine intervine competiția de stil, mi se pare că acolo trebuie să fim niște competitoare. Păi, aici fiecare ne gândim la noi, dar mie-mi plac prieteniile. Pot să fiu prietenă cu oricine care văd că este om de calitate, dar cum sunt aici, când mă aflu într-un concurs, frate, eu lupt, las totul la o parte, adică, nu stau la discuții. Da, nu știu ce vrea să facă Cristina, nu știu ce strategie are Cristina, chiar nu știu, nu mă interesează, dar o joacă. Asta e, o joacă. Oana, tu spuneai că această împăcare istorică poate fi o farsă, poate fi de fațadă. Deci, fără deci, că nu se începe cu deci, dar în culise făceam niște glume și am dat 5 variante. Aha. A, s-au împăcat că sunt prietene, B, s-au împăcat că nu știu ce. Nu. Adevărul este că mi s-a părut foarte drăguță împăcarea. Ia câta era asta cu... A cincea. A, deci varianta A, B, C, D, E. E, s-au împăcat și este o farsă. Da, dar adevărul este că mă bucur că s-au împăcat. Depinde ce argumente mi-aduci, dar eu altfel, altfel a fost supărat. Iar două persoane din dispută sunt deștepte atunci când una lasă un pic de la ea și cealaltă lasă un pic de la ea. Corect. Și se împacă. Și da. Asta e tot. Deci tu cu Andreea este deștepte ca să stați ambele de la... Da, pentru că a fost fals. Ce, ceata? Da, conturat. A fost o împăcare falsă. Un pic așa vreau. Wow! Foarte așa. Vreau să spui ce crezi. Ce simți? Cred că a fost foarte frumos să o luat în brațe. Chiar asta cred. Andreea? Îmi place machiajul foarte mult, sandalele nu-mi plac, rochia este frumoasă, dar nu mi se pare tot așa din punctul meu de vedere că așa arăta Cleopatra și așa se îmbrăca. Păi nu așa arăta. Păi da, este mi se pare o ținută inspirată ceva. Din adică mi se pare că rochia, mi se pare că rochia care o ai pe tine e ca și cum m-aș duce la o cununie, la o nuntă undeva. Dar îmi place accesoriul și machiajul. Deci e pe temă sau nu? Din punctul meu de vedere, nu. Da, sigur. Practic nu ești o Cleopatra fină, ești o Cleopatra naș. Sau Stratan. Cleopatra naș. Ce zici, Cristina? Fiecare cu viziunea lui. Hai să aflăm părerea juraților, ca să nu ne mai tot întrebăm. Da. În fața lor, Cristina și Șcanu. Bonsoir. Deci nu pot să citesc nimic pe chipurile voastre. Da. Nu știu dacă e de bine sau de rău. Imediat te explicăm firul 4. Nici nu ar fi fost indicat să citești, fetiță. Că doar am ajuns la 42 de ani ca să mă descifrezi pe mine în 3 secunde când îți spui minte. Nu? Ok, bine. Nu mai comentez nimic. Ne relaxăm. Glumim. În momentul în care tu m-ai oprit pe mine acum câteva zile să mă întreb dacă este ok să faci pentru Galo o Cleopatră, mi-ai spus așa, vă întreb chestia asta pentru că avem, noi nu știm, știi foarte bine dinainte ce temă aveți voi, și tu mi-ai spus așa, noi avem ca temă pentru Gală, pentru ediție concept, avem ca temă regine. Și atât. Și ai zis ok, ca temă regine, Cleopatra, poți să faci orice regine vrei tu.
Dacă tu mi-ai fi spus mie că tema de fapt este Royal slash First Lady, and aș fi înțeles Royal, așa li s-a dat, așa li s-a scris de către producție. Da. Și alegi Royal and sau First Lady. Pentru că Royal faci dacă alegi un personaj care face parte dintr-o casă regală, First Lady dacă este nevastă e președinte. Brigitte Macron, Melania Trump, doamna Iohannis, etc. Maxima of Netherlands. Jackie Kennedy. Etc. Așa. Și ce am greșit? Kennedy, exact. E cum ce ai greșit? Ce Cleopatra, ce învii cu Nefertiti de când era bunica fată 7 secole înainte de Hristos? Păi și ea a fost într-o casă regală. Tiscan. Hai să o luăm pe styling. Da. Brățara, îți sugrumă de o manieră extrem de inestetică am brațul. Am strâns-o prea mult. Păi și dau nu se vede bine. Exact. Dau drumul că a fost pe fugă. Accesoriul de pe cap cu această ciofleică care atârnă așa în jos, știi, care e extrem de... E o ciofleică. Da. Aia nu e o bijuterie, este o ciofleică. V-am spus, în momentul în care puneți accesorii, aveți grijă ca ele să însemne ceva. Păi înseamnă. Păi nu înseamnă nimic, este o ciofleică. E un șarpe. Păi nu e un șarpe, este un șarpe dezbelit care atârnă în jos. Ăla nu e un șarpe, nu e o bijuterie, nu e o chestie statement pe cap, nu este un headpiece. E, e chiar frumos accesoriu. În opinia ta, în opinia mea, nu e neapărat la fel de frumos. Singura legătură între tine și Cleopatra ar fi că ai breton și o perucă brunetă. Nu mă omor după rochie, nu-mi plac sandalele. Nu-ți vine rău rochia, dar nu-i nimic, adică e nimic, e... Păi am făcut-o mai Royal, pe Cleopatra. Si, Cleopatra și Royal. A, era de o opulență și de o demență mai exagerbat. Am o pungă, mai am o pungă cu brățări aici după... Dar, perete. Ascultă-mă, chiar dacă ai fi făcut-o Cleopatra și treceam cu vederea că nu ești în pe subiect, păi o făceai, nene, rochia asta e rochie de nașă. Da? Nu, nici nu, pe tine nu stă bine, care ești foarte frumoasă. Apropo și de Cleopatra. Cleopatra avea perucile alea drepte, drept. Nu cu părul așa, cum l-ai făcut, ondulat. Singura chestie este că adevărata Cleopatra era de o urățenie fantastică, în timp ce tu, Cleopatra de aici din platou, ești foarte frumoasă. În rest, în filmul în care Elizabeth Taylor a interpretat, tu mai avea și așa. Da, dar lumea, vezi, toată lumea a crezut că Cleopatra arăta ca și ca Elizabeth Taylor. Nu, wrong. Era foarte urâtă. Extrem de urâtă. Așa dar se spune, acum n-avem poze nu cu ea de atunci. Asta. Ideea este că rochia ta e urâțică astăzi. La culoarea e frumoasă. Păi da, da, ce să fac acum să pot să spun că păi la tema și... de astăzi ai o culoare frumoasă a acestei rochii de nașă. Și, într-adevăr, accesoriu este unul care nu e. Să vezi accesorii de cap la reginele, la regine, la... În, și ce era acum să mă duc la... Nu știu, de la faraon de până la gagicile lor. Asta e, cred că, singura femeie care face astfel de accesorii. Eu știu, dar... Oricum, din păcate, ești și tu, ca și alte colege de-ale tale, pe, din afara temei. Dacă ea venea cu Cleopatra să-mi rupe dinții, să mor dacă nu le dăm 5. Dacă venea cu atitudinea aia să deschide o porție aia și tu dum, 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 punea niște proiecții de-alea din Valea Regilor sau de la din zona aia așa și mi-apăra o Cleopatra din asta cu niște machiaje, cu niște rochii stilizate, cu pietre, cu niște ce, desfăcea niște mâneci solate, niște chestii, făcea niște, mă vrăjea acolo, dăm să mă așa pe mine. Nu știu, să vezi că ca și cum ieșea din templu din Karnak și... Da, nene, să mor dacă nu-ți dădeam 5. Asta e. Eu n-am zis nimic, dar nu cred că mai are niciun rost să mai zic nimic în seara asta. Dacă ar fi ajuns la mine... Această glăjbeală cu Royal slash First Lady, doar nu eram idiot să-i spun da, ok, fă Cleopatra. Aș fi apreciat chiar și o Cleopatra superbă, da? Pentru că ne întoarce în timp, pentru că și ea a fost o împărăteasă, o regină, o glăjbită în ghilimele la vremea ei, dar nu așa. N-ai ținută, no tenemos ținutas, no tenemos. Poți să fii intemas, dar nu tenemos una ținutas hermosa. E ok, se mai întâmplă, Cristina, păi să înțelegeți greșit.
Nu am înțeles greșit, Ilinca, nu mi-induce chestia asta. Eu nu am înțeles Cristina, greșit. Cristina, nu am ești întrebat. Singura, având nu. În vedere că nu este o seară eliminatorie, nu te costă Ilinca, nimic. Ele nu au întrebat, eu am întrebat. Am întrebat și producția și dar știi tu că ele nu au întrebat? Ei ar fi spus dacă ar fi eu întrebat. Nu am întrebat. S-a mai discutat despre acest royalty. Pentru că nu se, adică știu că existau, au fost discuții în culise. Eu m-am dus singură personal și la producție și la un membru al juriului. Adică știu că s-a... Greșeala mea e că am intuit eu din proprie inițiativă că jurații știu ce temă urmează și Cristina, dar oameni suntem. Se întâmplă tot felul de lucruri. Așa. Repet, în acest moment nu te afectează cu nimic. Ba, mă afectează. Poate voiam și eu să fiu pe locul 3 măcar ca să iau o steluță la punctaj, da? Am înțeles. Ba da, mă afectează și mă afectează și ca imagine în fața publicului, de exemplu. Nu, publicul asta, o să zică, uite, asta ce prost s-a îmbrăcat. E, publicul o să zică, fetelor, cât sunteți de frumoase. Să tragi publicul prin alt timp. Exact, sunt de acord. Mulțumesc tare mult, Cristina. Ți-am studiat Instagram-ul de când ai pus prima poză și până acum. Tu nu ai avut o imagine stilistică, vorbind, cine știe ce, ca să vin eu acum sau un coleg de-al meu să-ți o strice. Ah, ai acum, de când ești la Bravo, niște poze bune. Am văzut și pe la mare, toată vara și așa, în care a început să vede că există touch-ul cuiva și, cum să spun, interesul mai mare se vede în aceste poze. În rest, n-ai avut șișcanul, deci ce imagine să strigăm noi? Și dacă eu îți dau o notă proastă, Moris, domnul, dăm o notă proastă sau Raluca, nu ne lua nenea la rangă și te supăra pe noi că nu-i vina noastră că tu te îmbraci prost. Și am ajuns la următoarea concurentă care încă de la început a știut să jongleze perfect din punctul meu de vedere cu tot ce înseamnă emoțiile acestui show de televiziune. Vedem ce a ales pentru ediția Concept, Roxana Nemes. Bun găsit, Roxana Nemes! Bună seara! Cine ești, draga mea? Oare? Melania Trump. Of course! But of course, the first care lady! Care este orice, mai puțin un etalon de stil. Melania Trump, adică. Nu este un etalon? Nu are cum să fie. Căsătorită cu așa ceva, cum să fie etalon de stil? Am înțeles. Mie mi s-a părut că aduc foarte mult cu ea ca față, ca... Da. Sincer, inițial am vrut să fac pe Hillary Clinton. Ca personaj. Bine că ai ales Melania Trump. Dar mi s-a părut că semăn mai mult, iar bătrân cu peruca ai mai fost. Mai ce ai fost, adică da. Urățică, mătușică, știi? Și atunci am zis să fiu și eu mai frumoasă astăzi. Foarte bine, Roxana. Și dacă mi-a ieșit, dar o să vedem, aflăm imediat. Hai să vorbim puțin cu fetele. Roxana, am discutat chiar în minutele trecute, tu erai în spate, te pregăteai cu Cristina, cu Andreea, practic s-a dezlușit cumva misterul. Tu i-ai... dat-o informație Andrei, în urma căreia iar a reacționat. Informație greșită, spune Cristina Șișcanu. Da, eu sunt oaia neagră oricum, nu? Albă. Da. Astăzi albă, da. Astăzi. Mulțumesc. Citez, ai băgat fitilul între Andreea și Cristina. Nu obișnuiesc. Eu oricum mi-am descoperit foarte multe calități, defecte, nu știu cum le spuneți voi, în această emisiune. Ceea ce e foarte bine, că m-am redescoperit. Dar ți le-ai descoperit tu sau le-au descoperit eu, fetele? Eu, a, eu, tu. Cu siguranță. Ok, dar revenind la subiectul nostru... Și cu ajutorul nostru, lor, nu știu, să-mi spună ele. Cum am spus, eu sunt oaia neagră. M-am mai spus un berbec, adică că bine, neagră, dar ai distorsionat adevărul? Nu. Eu am spus că așa mi s-a părut și mie. Dar așa probabil, ai înțeles tu pur și nici simplu. Nu am fost foarte atentă, recunosc, pentru că nu era vorba despre mine. Iar când nu este vorba despre mine, recunosc că nu sunt atentă. Eu am alte scopuri. Și în această emisiune, nu doar în viața mea. Așa. Nu să le fac pe Cristina și pe Andreea sau pe Andreea și pe Oana sau, nu știu, pe alte concurente să se certe, sincer. Eu am scopul meu. Cum fiecare consider și sunt convinsă de asta, că fiecare are scopul ei. Dar cu toate astea, înțeles, ai atenționat-o pe Andreea. Andreea s-a uitat la mine, eu stând lângă Andreea. Nu mă uitam la tine.
Mă uitam așa. Mă rog. Nu erai... stăteam să mă uit așa la tine. Păi, de ce spui că mă uitam la tine? Ok, te uitai prin mine atunci. Nu cred, că nu okay. pot să văd prin tine, că n-am cum să Oricum văd. Nu i-am spus nimic, că asta este ideea Andreei. M-am păi Andreea mai devreme a zis că i-ai spus. Poftim? Nu mi-ai spus nimic? Nu, mi s-a părut că tu ți-ai dat seama târziu, te-ai uitat și atunci ți-ai dat seama și zic eu bună dimineața, atât i-am spus. Bună dimineața, te-ai trezit. Spus, auzi ce spune Cristina, de ce nu reacționezi? Eu nu țin minte să fiți, dar probabil. Păi nu mai țin minte, whatever, chiar nu. Acum zici că nu mai țin minte. Păi am zis că sunt oaia neagră în general. Oh, corect. Da. Ele se contrazic tot timpul. Astea, cele trei colege ale mele, nu mai spun că deja se știe. După părerea mea se contrazic tot timpul. Și între ele, și cu noi, și cu mine, și cu ele singure și așa mai departe. Cred că ele, sincer, asta e părerea mea, de când am intrat în competiție și rămân la această părere, se chinuie foarte tare. Toate trei se chinuie ca să fie în centrul atenției. Adică se vede pe ele disperarea de a fi în centrul atenției. Deci i-ai spus Andreei, auzi ce zice Cristina despre tine? Nu știu ce am spus. Am spus ceva bună dimineața sau nu mai știu nu exact. Nu mi-a spus Ilinca bună dimineața. Nu știu ce am spus. M-a atenționat, eu stăteam așa și eram în gândurile mele. Andreea s-a trezit cumva și atunci mi-am dat seama. Sincer și eu așa am înțeles. Adică, eu v-am zis că așa a înțeles Roxana. Oricum, Roxana înțelege prost de foarte da, multe eu ori. Înțeleg cum vreau. Transmite Cristina. Informația greșit mai departe și atunci a fost prinsă pe picior greșit că era într-o zi, în ziua aia lunii la femei, știți cum e așa. Eu înțeleg ce prins, vreau, când vreau și cum vreau. Exact. Și cu cine vreau. Preluat, și nu cred că trebuie să... Exact. Și nu cred că trebuie să dau explicații nimănui. Corect. Nu dau nicio explicație, am dat-o și eu. Crede-mă că... Mie îmi pasă strict de mine, îmi cer scuze pe tema asta tuturor concurentelor. Știu, am văzut, am observat. Și nu să fie una sau cealaltă da, deci supărate. Deci ești o egoistă, sau... practic. Ești o egoistă. Nu, asta oamenii pe să... care iubesc. Dacă nu, voi nu asta înseamnă demonstrat să-ți pese doar de tine. Voi încă nu mi-ați demonstrat niciun motiv pentru care dar nu să trebuie să-ți demonstrăm noi nimic, draga mea. Atunci, dacă voi atâta, nu dacă munciți ție... la relația asta, nici eu nu dacă o să ție-ți pasă doar de tine, înseamnă că ești o persoană egoistă. Să se consemneze. Da, pentru că nu sunt oameni care să mă iubească în platou ăsta. Dar nu, stai un pic, iubirea se câștigă. În afară de juriu. În ceea ce privește, așa, relațiile cu cei din jur. Da, uite, dar niciodată, dacă eu nu primesc, nu o să dau. Așa sunt eu. Vreo problemă, corect. Cristina? Înseamnă că nu ești generoasă. Poți să dai fără să aștepți toată viața mea celor pe care îi iubesc. Nu. Repet a mea oară. Nu. E vreo problemă, Cristina? A fi generos Cristina? Înseamnă să dăruiești așa și fără e. Să aștepți ceva în loc. Și asta numai un om foarte să bun, mă inteligent și stăpân pe calitățile așa. Lui, poate să facă lucrul acesta. Tu se pare că nu poți, e bine că ai recunoscut și asta e o calitate. E bine că familia mea spune altceva, dar asta nu vorbim despre mine familia contează. Ta. Poate, deci exact, contezi mine... doar tu și familia ta. Pentru ceilalți mine, oameni da. Care ajung să și interacționeze cu tine meu, îl vor avea oamenii fel care, sau altul, vorbeam eu, respect, nu contează. Deci aviz tuturor oamenilor care ajung să interacționeze cu Roxana, încă ceva, pentru ca să ea știți nu contează deloc. Publicul de acasă, să mai știți ceva despre mine, dacă până acum nu le-ați aflat pe toate. Mulțumim, publicul Cristina. Trebuie să descopere și a descoperit. Da. Îți mulțumim. N-am zis-o eu neapărat că este egoistă Roxana. Roxana a zis-o singură că ei pasă doar de ea și de familia ei. Deci asta înseamnă egoism. Uite, Andreea, tu de exemplu consider că intervenția Roxanei a fost cumva... Să vă intenția ei a fost de a vă dezbina pe tine și pe Cristina? Crezi că e o strategie la mijloc? Nu știu dacă o pot numi strategie, dar consider că Roxanei îi place să ne vadă certându-ne și ea să iasă întotdeauna ca o victimă, vorbind eu aici victimă? În fața telespectatorilor și în fața dumneavoastră foarte calm și foarte frumos. Iar cu noi în spate vorbește și se comportă altfel. M-am comportat eu urât cu tine? N-am în culise? Nici n-ai cum să te comporți urât cu mine. M-am victimizat eu vreodată de când am venit în emisiunea Bravo Estil? Eu te întreb pe tine. Știi ce nu, te întreb. Nu, eu te m-am întreb pe tine. Știi ce înseamnă a fi direct? Răspundem la întrebare. Nu, știi ce înseamnă a fi direct? La întrebare tu, din și punctul după meu de vedere, nu ești o persoană directă. Din punctul meu de vedere, ești o perversă. Asta am avut de spus. Ca să poți să fii direct, să ai școala vieții ca să fii pervers. La limbaj, fetelor. Înseamnă că am, dacă la 31 de ani am școala vieții, că ca să fii pervers trebuie să ai. Ai prea multă școală. Dar cum ai ajuns la concluzia asta, Andreea?
Ilinca, mă duce capul. Cu toate că e cam mic, dar mă duce. Bine, n-am pus la îndoială asta. Te întreb cum ai ajuns la concluzia asta. Prin atitudine și prin și la victimizare. Și prin ceea ce a făcut acum, că eu tot revin la subiectul nostru. De fiecare dată când vine aici în fața telespectatorilor, nu recunoaște absolut nimic. Mai avea puțin și spunea că nu mi-a spus absolut nimic, da, adică da. Ca și cum să mintă pe fața asta. Deci asta este cel mai rușinos lucru, să minți, crede-mă, și să, să fii în fața faptului împlinit și să nu recunoști. Din păcate eu n-am știut, dar uite, repet, mi-am descoperit foarte multe calități sau defecte, cum vreți voi să le luați la această emisiune, pentru că eu de când mă știu, copil mic, n-am știut să mint. Deci mă prindea mama, nu am știut și atunci n-am mințit, că n-am știut să mint, de când mă știu. Dar mi-am descoperit, se pare, atunci înseamnă că calități uiți. Care înseamnă te ajută în viață dacă ești mecher și le înveți. Înseamnă că uiți și înseamnă că există două posibilități. Ori a fost strategie, ori a fost prostie. Tu ce crezi, Cristina? Nu știu. Am nu alte lucruri de făcut, crede-mă, acasă decât să fac strategii. Deci strategie, strategie ori prostie. Crede-mă. Deci nu faci strategii înseamnă am că a fost că prostie. Am zis că sunt mult prea autentică încât să pot și nu vreau să fac am strategii. Am înțeles care a fost așa varianta. Sunt, că gata, mă convine Roxana, sau am înțeles nu. Care a fost asta varianta. Sunt. Păi și prostie de ce ar fi, Cristina? Atât a înțeles din ce vorbeam eu cu domnul Cătălin. Atât a înțeles. Deci asta și victimizatul asta n-am înțeles-o. Mai explică-mi, Andreea, te rog o dată. Vrei să aduc un pic și o foaie să scriu? Nu. Explică-mi un fapt pe care l-ai văzut din partea păi mea uite, prin când m-am victimizat. De ce vorbești aici atât de calm? Ți se pare că mă victimizez frumos. Prin asta? Înseamnă că nu știu ce înseamnă victimizare. Vai, și în spate urli, țipi, faci, greci. Leu, m-ați auzit țipând, nu știu, în spate? Da, nu, deloc. Ce mă deci, poate n-am spus bine cuvântul pervers când am spus despre Roxana. Dar ce nu-mi place la Roxana este că în fața telespectatorilor și în fața juriului vorbește foarte calm, e foarte dulcică, vrea să pară ceea ce nu este. Iar cu noi țipă, urlă, cum a țipat și la mine de atâtea ori. Asta, uite, oamenii ăștia mie nu-mi plac și credeți-mă că nu știu cum se numesc. Nu știu cum să numesc oamenii ăștia. Roxana a zis că a găsit omul care o motivează în această emisiune. Da, eu sunt. Mă bucur. Cum ai foarte reușit? Bine să te motiveze da, cineva, știu, Andreea. Știu. Prin simplu fapt, când ți-am dat, mă rog, valoarea oricum tu aveai, când am venit cu acel tricou, ca să mă exprim mai bine. A, mi-ai dat tu valoare mie, nu? Păi, nu. Băi, ce rău îmi pare că n-am putut să fac și eu un tricou ca să vadă lumea ce valoare Andreea, frumoasă dragă. Ai Andreea. Și cât de specialistă poți fi, draga mea. Nu. Și cât de am arătat tuturor descurci. Că tu ești valoarea. Adică da, nu eu ți-am da, dat, da, oricum da. Aveai valoarea. Da. Mie chiar îmi place să mă iau în gură așa cu Andreea. Mă motivează. Da, ce părere ai mă de motivează mă și pe mine. Mi-a găsit omul care mă motivează. E un lucru foarte bun, nu? Da, uite, poți să fii și cu Cristina, de exemplu. Dar poate Cristina mă motivează. Nu lua personal, Cristina. Nu, eram foarte atentă la caut o poză de referință pentru mine. Eu nu m-am certat oricum cu nimeni, eu mi-am spus punctul de vedere. Dacă mă ia o motivează, este strict problema ei. Ai înțeles oricum ea la mișto pe toată lumea de aici, prin comportament și prin felul ei de a se exprima și a vorbi. Suntem provocate de către mâța care zgârie rău. Aia înseamnă că sunt deșteaptă. Dacă ești provocată, nu știu ce să zic asta cu deșteptăciunea. În spate te comporți, asta înseamnă deșteaptă? Nu, mă comport foarte frumos și în spate. Eu consider că ai făcut vreo 3-4 greșeli gramaticale, draga mea. Nu știu cine minte în care mai bine aici. Bravo, Andreea Tonciu. Fimea le știa, te-a corectat șișcanul. Hai să vedem cum arată ținuta și personajul pe care le întruchipează în această seară Roxana. Andreea? O rochie simplă, frumușică. Da, nu prea. Nu mai sta așa încoțopenită, dragă, că nu par mai interesantă. Așa îmi cere rochia, n-am cum. Așa-și cere rochia, parcă ai avea o rochie de wow. Este superbă rochia. Este, da. Nu ai făcut un styling și pantofii mie mi se par că nu merg. Nu trebuia să spui pantofi din lac, din punctul meu de vedere. Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc. Păi de ce să vreau să plece Roxana din competiție? Ar fi culmea. De ce? Nu așa, nu vă înțelegeți cu ea. Păi nu ne înțelegem cu ea, dar râdem de ea. Nu știu, pe asta să le întreb pe ele de ce sunt interesantă. Repet, dacă n-aș fi,
nu s-ar comenta. Pentru că nu tac, probabil, exact ce au spus, pentru că ele, dacă sunteți atenți, spun exact, dau ce vor să spună și ce vor să și ce simt. Dar se pare că ele vor de tine? Considera așa că ea a zis că noi nici nu mai vorbim, se pare că ele vor de tine. Unul la mână, ele încearcă să facă show ca să fie în centrul atenției, pentru că în culise se comportă extraordinar de frumos cu mine. În al doilea rând, n-ar avea de ce să râdă. În al treia rând, dacă vor să râdă, sunt invitatele mele, pentru că eu oricum mă simt foarte bine. Ascultăm părerea juraților. Vecinul meu să știi că face filme foarte frumoase. Gata, Andreea! Bună, dragă! Emoții, bună seara! Se vede că am emoții. Da. Păi normal. Și Melania avea am vrut să te iau la dans, Cătălin. Am vrut să te invit la dans. Dar ce, ți se pare că seamănă cu Trump? Doamne ferește, nu, pentru că te respect și mi s-a părut un moment foarte frumos. Nu, ți se pare că sunt bine frumoasă că seara asta? Bine că m-am trezit și că nu mai fi refuzat? Măi... Ai respect, te rog, vorbesc cu domnul Cătălin. Îi respect pentru domnul botezatul, care este cel mai frumos bărbat din România în viziunea mea. Am să tac, dar din respect pentru tine vorbesc când vreau și fac ce vreau, da? Acum putem vorbi? Aoleu, doamne. Ia să emisiunea asta într-un fel. Fiecare suntem speciale în felul nostru, dar eu sunt într-un concurs în care eu vreau să fiu și mă consider, din punctul meu de vedere, cea mai specială, cea mai bună, cea mai. Pentru că eu am venit în acest concurs să-l câștig. Eu nu am venit în acest concurs să plec cu coada între picioare, crede-mă. Eu muncesc foarte mult și îmi doresc foarte mult să câștig acest concurs. Pentru că, știți care este problema, dragii mei telespectatori? Aceste fete încă n-au înțeles cine este cu adevărat Andreea Tonciu. Ele mă desconsideră și ele vor să mă tragă în jos și să-mi facă o imagine proastă. Dar credeți-mă că pe mine nu mă interesează. Voi, cei de acasă, știți cum sunt eu cu adevărat. Dragă, puteai să faci mai mult. E o rochie frumoasă, simplă, care te avantajează foarte mult. Ai accesorizat-o, bineînțeles, ca o primă doamnă. Nu te-ai împopoțunat ca un pom de Crăciun. Nici mie nu-mi plac pantofii, dar am să mă gândesc, pentru că ești undeva pe o muche de cuțit destul de delicată pentru mine. Am vrut să mă apropie foarte tare de Melania când era când am stat cu domnul Trump. Dai. Dar n-ai și, cum? Andreea. Te-ai apropiat, zic. Și am vrut și la accesorii. Foarte, am fost foarte atentă. Am fost să fiu, să fiu de acolo. Alea sunt. Ele erau. Eu nu am o problemă cu Melania Trump. Nici nu știu cum arată foarte bine. Adică știu că e ceva blond care apare tâmp, sec lângă ăla. Eu am o problemă cu personajul din alt punct de vedere. Nu cu ea, cu el. Pentru că asta arată de fapt care este media IQ-ului la nivel global în acest moment. Arată faptul că dacă unul ca ăsta poate conduce o nație, practic viitorul nostru se numără nu în secole de acum încolo, ci în câteva zeci de ani. Și cu asta am o problemă. Dar cu mine nu stai în seara asta, nu? Cu mine nu stai în seara. Bineînțeles că nu am o problemă cu ce ai făcut din punct de vedere stilistic, pentru că îți vine bine rochia, dar este o rochie care mi se pare vag urâțică, mi se pare o rochie de nuntă, deci tu n-ai fără lady, dar cumva la nuntă, adică te mai nuntă în ce faci tu în seara asta. Dar e stilul ei, cum se îmbracă. Da, eu nu cunosc foarte bine stilul ei, dar asta este o rochie de nuntă, care nu se potrivește cu pantaloni, doamne, cu pantofie negri stiletto din lac. Deloc. Niciodată în istorie. Nici măcar în istoria recentă a Americii nu se potrivește cu stiletul negri din lac. Roxana Nemes era convinsă că ea a decupat Casa Albă din plan și a pus-o într-un 3D în locul Casei Poporului. Deci, Roxana Nemes era convinsă când a penetrat porțile din platou că, practic, Melania nu că nu există, că ea e Melania. Nu mi se pare că rochea asta este de cununie. În primul rând, eu n-aș îmbrăca... Când o să fiu mireasă, nu mă văd în această roche. Nu mi se pare că o mireasă merge cu mânecile lungi, nu știu, așa mi se pare mie, adică altfel văd o roche de mireasă. În plus, odată ce am ales acest personaj și ea era într-o roche asemănătoare, într-o gală, am vrut să fiu pe stilul ei, adică nu neapărat că eu, pe mine o să mă vezi îmbrăcat așa.
Găsesc o asemănare foarte mare între tine și personaj. Mie îmi place personajul, îmi place rochia, îmi place tot ce ai făcut în seara asta. Mulțumesc mult, Raluca. Bravo. Mulțumesc mult. Păi am nota pe care o dă. Mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc, Roxana. Te vede. Măta mare, așa, îmi spune ea mie, așa, că ei îi place foarte mult personajul Melania Trump și o inspiră. Eu acum vreau să facem altceva. Să te uiți la măsa mare, să o vezi cum arată, să-i analizezi genul, parcursul, aparițiile, feminitatea, tipul ei de femeie, de nu știu ce, și după aia să referim la sacră de Melania. Și cum îi place măsii mare, Melania. Păi, dintre toate primele, doamne, mi se pare cel mai ușor personaj de făcut. Rochie venea impecabil și găsesc o asemănare fizică între cele două personaje. Da, da, atât. Atât. Ah, și încă o chestie pe care am mai remarcat-o și eu apreciez la Roxana Nemes. Se documentează despre personaj. Prima ei seară concept. E în spatele porților, are foarte mari emoții și cred că abia așteaptă să fie pe placul juraților și să ajungă la inimile voastre. Emmy! Gata, vin? Vin, Emmy, bună seara! Bine ai venit! Hai, hai, vino către mine! Eu zic să lași mătura aia, că nu e în regulă. Las-o acolo jos, că e în regulă. Așa, hai, vino aici pe steluță. Acum vin. Ai emoții, a? Da! E prima ta seară concert. Da. Și cine ești? Cinderella. Cinderella! Cinderella cenușăreasa. Da, ne zic jurații imediat dacă e bine sau nu. Vorbim și cu fetele să vedem dacă e bine sau nu. Ești tot albastră, sclipești și sclipiciul e albastru. Ceva divin. Hai să vedem ce spun fetele, Emmy. Alexandra? Mama, dar tu chiar știi să cânti. Eu nu te-am auzit după trap. Da. Eu mă spart. Da, da, da. Nu? Un amule tot. Foarte tare. Poți să faci musical. Deci, ai vocea cu timbrul ăla, zici că e... Am făcut cu doamna Uzana pe la Bancea când eram mică. Doamna Broască. Da. Mă rog. Da, m-ați aminte, e o tipă cu voce groasă, Tanita Ticaram, nu știu cum o chema, ceva de genul aia. More than twist and more so bright. Deci acolo. Deci ți-a plăcut. Mi-a plăcut. Și faptul că, cred că, de fapt nu știu, să vedem ce mai urmează, dar avem un moment sensuar. Altfel, tema e într-o parte, tu ești aici la noi, albastră, drăguță și nu pe temă. Adică nu e pe temă. Adică, na, mi se pare cel mai evident. Mi se pare că sunt cenușărea asta. Adică, hai, eu cred în cenușărea asta. E personajul meu preferat din copilărie. Păi da, da, tema noastră care e, Emmy? Royal. Dar cenușărea asta este royal. A fost. S-a născut din cenușă. Te vezi, like. Alexandra? Dacă făceam albă ca zăpadă, era bine? Da, și albă ca zăpadă era tot prințesă. Și cu niște teme mai înainte, pe la movie character, da. Da.
Nu, Emi a fost lângă, a fost pe mătură. Emi, săraca, plus că toate piesele erau într-adevăr foarte urâte. Ascultăm chiar acum părerea juraților despre Ținută și Moment. Emi, felicitări! Fața lor! Emi, da, bine ai venit, dragă. Bine v-am găsit. Ai deschis seara conceptelor. Ce să zicem, este prima ta seară concept. Ha, în cadrul Bravo ai stilele celebrity. Și acum, nu știu, ne pui într-o situație. Mie nu-mi place ce ai făcut, în afară de felul în care ai cântat. În afară de faptul că ești, că nu ești pe temă. Că ai o rochie urâtă, care îți vine foarte bine. Niște pantofi groaznici. Dar de asemenea tu ne-ai avertizat că nu știi să mergi pe tocuri. Lucru pe care vedem că știi să-l faci foarte bine. Pentru că de câteva ediții încoace vine mai pe tocuri. Exersez în continuu acasă cu mama. Te-ai ieșit bine deja, le stăpânești la perfecție. Mâine, poi mâine o să mergi și pe sârmă pe tocuri. N-ai debutat fantastic în seara de concept, dar este un debut. Bună, draga mea! Într-adevăr, acum pentru un debut nu o să-ți luăm capul, dar nu ești deloc pe concept, chiar dacă ai vrut să te duci în zona unei povești atât de frumoase și să devii o prințesă. Ai devenit o prințesă ușor cu o roche ușor urâțică, ca să nu spun urâtă. Chiar dacă ar fi fost altă rochie, asta sau altceva. Dacă ar fi fost ceva mult mai voluptos, nu, era mai spectaculos. Oricum era în afara temei. Era în afara temei, oricum asta este scurtă materialul, deci ai grijă în general la lungimea rochilor. Asta este are un material foarte urâțel, este construită foarte prost. Partea de sus arată bine pe tine, deci de aici în sus și pe față și pe spate ești foarte frumoasă, ești foarte frumoasă și în zona aceasta. Dar în rest, ce să zic, apreciez vocea, o voce foarte frumoasă, specială, aș putea spune, dar și tu, ca și majoritatea colegilor tale, în seara asta, un mare, mare kix. Bă, dacă de la concurente cu vechime, gen Teo Rose sau Oana Radu, vedem astfel de greșeli, gherle, ca să le zicem mai pe românește, atunci Emia Lupei fiind la prima egală, ce a înțeles și ea? S-a foii puțin și a visat o poveste azi noapte. Și a venit și a venit care pe mătură, practică. Tot trece de mătură pe acolo, care n-am înțeles ce vreau să facă cu ea. Ai o voce superbă, felicitări. Chiar senzațională. N-aș fi zis că nu ai o voce foarte mișto. N-aș fi zis că poți să mergi în direcția asta. Da. Mi s-a părut așa, l-ai, wow. Bravo. Din păcate, totuși aici discutăm și despre o anumită versatilitate stilistică. Dacă să presupunem că noi în seara aceasta, evident că nu ești pe temă, dar dacă să presupunem că noi în seara asta am fi avut tema cenușăreasa sau un personaj de bază, ar fi fost nenorocire. Emi, sunt foarte urâte piesele. Greuț. Nu știu ce să spun. Deci mi-a luat mau. Eu eram un jurat care jurățea. Un jurat înjurat care jurățea și jurățind la masa mea, ciripind, păsărind, lătrând, mieunând, vânând, etc. la masa mea, apare Emi Alupei. Atât Emi Alupei, cât și Oana Radu, cât și Teo Rose, cât și Șcaru, nu mai vorbim, că și Șcaru are și un soț istoric, adică acolo clar este ele sunt maestrele adaptării, fetiță. Ele ți-au explicat și au explicat publicului telespectator că ele au adaptat. Ai înțeles? Ele au depășit de mult faza în care fac foarte bine, respectă foarte bine o temă și vin cu un styling impecabil. Au depășit-o de mult! Ele acum adaptează. Nu există că Emi Alupei a avut această viziune a cenușii. Tu te pui cu viziunea femeii. Fii atent! Acum mă simt eu prost, că dă măsa mare. Păi nu, mă, nu, dar dă și, uite, Iana. Păi nu, dar măsa mare s-a gândit că este prima ta seară concept
și ai cântat splendid. Și mulțumesc, hai să ne încurajăm și hai să ne pupăm și hai să într-o veselie. Dar ești în afara temei, ținută, e urâtă, dar arăți bine și cânta bine. Mulțumesc. Am scăldat-o într-un fel. Uite, puteam să fac chestia asta, încurajare să. Dar la astea, la alte mici, le-am dat doi și ne-au cântat. Lăsați, domnul Moris, că mă ambiționez. Nu e vorba despre asta, okay. N-ar fi fair față de colegi, n-ar fi fair față de Roxana. Nu, dragă, de asta e motivant. E mă rog, asta ce nu te-ai dat, dragă. Doi. Chitră. A fost. Nu deloc. Iartă-mă, Moris, ai fost. De ce, dragă? Mi-am făcut aseară, m-am dus azi noapte să-mi fac și unghiile nude să se potrivească. Roxana, ești îmbrăcată de nuntă. Ești mireasă. Așa era îmbrăcată ea. Și eu ce vin am că era aia îmbrăcată în mireasă, fetiță? Dacă am vrut să ne iau un personaj. Cătălin? Da. Lasă, Emi, că avem tot timpul din lume să recuperăm. Felicitări. Dar mâna, mulțumesc. Mie îmi place că mi se pare că Emi Aluvă e un personaj, are o voce da, superbă. Este un personaj. Mi se pare că e pe o mega asumare. Da. Eu aș lucra mai mult către direcția în care a intrat. Mă, dar eu nu știu cum s-au gândit, eu cum am înțeles tema. Tema în seara aceasta a fost următoarea. Regalitate și First Lady. Royalty and First Lady. Regalitate în desen animat. De unde rezultă că nu știu cum le-a dus gândul la desen animat. Și de unde a apărut genușerea asta. În acest peisaj. Sau de unde au apărut alelalte. Prințesa din regina, dama de pică. Cine era, dragă, Helen în care rup căpuțul ăla asta mică? Teoros. Așa. Și alealtă, Lady Marmalade, Oana Radu. Nu știu de unde au apărut, cum s-au gândit ele pe temă. Eu cred că Amy ar trebui să exploreze foarte mult zonele astea personaj, pentru că o găsesc o actriță foarte bună. Alegerile concurentelor diferă, în general, în mod normal, e firesc să fie așa. Însă ce nu știți voi este că unele, deși fac alegeri diferite, totuși gândesc la fel. Andrei Atunci. Bună seara, bună seara, Andreea Tonciu! Bună seara! Cine ești? Să presupunem că nu am copiat-o pe doamna Roxana Nemes. Eu sunt adevărata Melania a lui Trump. Nu prea aduci, dar e ok. Da. Am înțeles. Spuneam eu, cum? Nu aduce? Păi nu prea aduce. Uită-te pe Google, draga mea, să vezi mai bine. Ia vino aici lângă mine, Andreea. Să te documentezi, ca să și vă puteți. Să te uiți, e mai ușor pentru mine, că nu am vocabularul atât de complex cum îl ai tu. De bogat. Da. Spuneam și în intro că, deși sunteți diferite, faceți alegeri diferite, pare să că unele dintre voi gândiți la fel. Până și piesa era aceeași, doar că Andreea a schimbat-o ulterior. A fost mai rapidă. Deci avem același personaj, aceeași culoare folosită în ținută alb. Da. Aceeași piesă pe care trebuia să se defileze. Dar nu aceiași pantofi. Pantofi alții, da, bine, și rochia ținută diferită, dar aceeași culoare. Dar tot stiletto, și colo, și colo. Și nu ne comparăm, Ilinca, te rog frumos. Pentru că eu am eu sunt adevărat. Păi eu mă gândeam că sunteți suflete pereche deja. Ce să vă cum mai comparați? Pune doamna Trump. Așa se dă, Andreea. Adevărul e că așa se dă, cum prietena mea, Andreea. Se dă prietena ta? Da. Probabil am înțeles eu greșit. Acum adică se dă? Își dorește așa Linca, să se apropie mă dau de la ea. E ca pisicuțele alea, știi? Care vin așa foarte asta drăguțe. Asta am zis eu mai devreme. Pe lângă tine, da? Da. Când ai și se dă așa, știi, pe lângă tine, știi, drăguț, ești pe hâc, știi? Mă-ți-a blândă care zgârie rău. Așa e, Andreea? Asta am spus eu mai devreme. N-am fost o dragă. Eu zgârie rău din prima, ca să știi. Am înțeles. Da.
această gală în care aveam primă doamnă sau royal trebuia să fiu un personaj anume. Eu am adaptat ideea de royal la personalitatea mea. Adică, dacă eu aș fi o regină, așa aș arăta. Astăzi în platou vor fi două personaje, Melania Trump. Băi, Andreea, tu ai auzit-mă? Te-ai gândit mai bine. Ce s-a auzit? Nu ți-a dat un mesaj? Ce? A, și? Păi nu, întrebam. Știu că și melodia care o ales, este un... Este de și în alb, amândouă. Ia-uzi Roxana. Gata, eu am rochie. Deci inițial mi-am pus costum, îți jur. Și nu plăcea la pantalon. Pentru că eu am pus tăpana mea cu... Te-ai găsit pe Lili? Da. E în mașina ta să te dau mersi. Și dacă eram la filmă? Ce? Care? Cristi? Care? Are zese și o melodie și mai zi luată. Zic de cine? Bine că i-am trimis-o mai... Bine că i-ai trimis-o, am trimis-o seara. Am fost ocupată. Bine că i-am trimis-o mai... Acum, Andreea, o să vedem cine e mai bună dintre voi două la ținută. Suntem bune amândouă, nu te-ai prins. E atât, mi-a plăcut asta. Aoleu, Andreea, ai zis asta? Wow. Păi suntem bune, măi, oamenilor, de ce n-am fi bune? Uite la noi, adică nu... Da, la tine te mai poți, dar acum la mine bă. Poate te ajute uneori în viață să fii perversă. Și tu știi să o joci foarte bine și atunci când plângi și când ești puternică și când ești directă și după aia iar suntem vulnerabile și... Ilinca, știi, da. Te ajută mult în viață. Prefer să nu vorbesc despre acest subiect te pentru cred. Că vorbești mult și prost și nu vreau să mă enervez în această ținută te frumoasă. Cred că nu-ți convine pentru că te-a ajutat în viață, să mă cobor acum la nivelul tău ca să stric tot momentul meu. Dar eu te lăudam, era un mă compliment, consider și eu acum Andreea. O doamnă. Ai câștigat mult în viață cu asta. Cu ce? Cu ce, Roxana? Foarte mult în viață, să știi, pentru că știu să fiu om. Ai înțeles? Da. E altceva, da. Zici? Da. Nu vă zic. Când te schimbi așa de la o zi la alta? Om în adevăratul sens al cuvântului. Mie mi se pare că atunci când ești om, te păstrezi așa cum ești. Straight. Am văzut cum te păstrezi. Asta sunt. Am văzut cum te păstrezi. Odată sunt sensibil, odată sunt așa, odată sunt... Nu, frate, asta sunt eu. Vă place, nu vă place, păi eu asta m-am menținut de la început, da, chiar dacă nu vă convine. Eu. Ce este de râs aici? Că tu vrei să pari Andreea Tonciu. Dar eu? Nu ai cum, da. Ferească să ai caracterul Dumnezeu. Meu Mulțumesc și să poți Dumnezeu. Fi ca mine. Dar sunt nu se poate, draga mea. E cale lungă și drumul sunt este foarte bătut să ajungi acolo. Îți mulțumesc frumos, dar e ok. Sunt foarte mulțumită, da. Sunt foarte specială pentru că eu nu sunt vedetă. În primul rând, eu, Andreea Tonciu, nu mă consider vedetă. Eu sunt o femeie normală care sunt plăcută de publicul de acasă pentru nebunia mea, pentru glumele pe care le fac, pentru că, cum e vorba, cei în gura ai și în căpușă sau cum e, cei zic lucrurilor pe nume, adică eu niciodată nu m-am ferit, niciodată n-am vrut să par ceea ce nu sunt. Și aveți o viață extrem de tristă, din păcate. Noi? Mie așa mi se pare. Wow! Tu ai veselă. De ce am viața tristă? Așa că am o familie fericită și un soț care nu mă înșală și care oferă tot ce vreau eu. Vai, ce tristă e viața ție, mea. Mă bucur. Eu cred că tu tare, ești Andreea. Foarte frustrată și viața eu? Ta a fost atât de tristă a mea. Încât da, a ta, draga Auzi, mea. Roxana, și am stai un pic, să vede. Andreea. Andreea Tonciu. Cum ai crescut și să vede. Nici Andreea Tonciu. Ei, Andreea, stai, Andreea, să zic și eu. Hai și să eu, nu ne luăm de Roxana. Creșe, eu vorbesc. Hai Roxana, să nu ne auzi. Să nu ne vorbim, să nu vorbim de părinții noștri, de creșterea noastră, cât timp. Mă enervezi. Părinții noștri ne-au dat fiecare o creștere și o educație. Doamna, să nu vorbim de creștere, Andreea. Doamna, o secundă, te rog. Pune acum. Roxana, și viața mea e fericită, că am un soț, taci un pic, care este istoric și care mi-a spus că Cleopatra face parte din casa regală a Ptolemeilor. Bravo! Ce să facem? Bravo. Nu cunoșteam. Asta e ca să ne băgăm și noi în discuție, dar ce crezi, nu ne-am sesizat de la replica ta și șcanu, așa că prefer să vă continuați discuția. Exact. Era istoric, doar o remarcă. Istoric, dar știe să te țină în brațe, fetiță. Știe. Știe. Catedra de istorie. Da. Concluzia, îți place cum arăt în seara asta. Ce să facem, se plictisesc. Da. Nu au o viață, pentru că un om atunci când nu are o viață, părerea mea, din experiența mea până la 30 de ani, atunci când ai o viață, te interesează prea mult viața celuilalt. Da, bă, hai să vedem ce spui despre ținută, Roxana. Băi, mă obosesc rău, fetele astea. Deci îmi sug toată vlaga și energia. Vampiri energetici. Știți cum sunt vampiri energetici? Ele sunt vampiroice energetice. Poate. Când se ceartă. Ținuta și Andreea este foarte frumoasă în seara asta, dar eu am înțeles că și este o gală, nu doar că am înțeles, suntem la o gală și atunci eu am înțeles că trebuie o rochie de gală. Dacă este o rochie de nașă, era și de gală. O ținută de zi. Ți-am spus. Și eu puteam să mă îmbrac într-o ținută de zi. Foarte, foarte Melania, bine. După părerea mea,
a apărut de atâtea ori în ținute extrem de frumoase. Extrem dar, de fine și de rafinate, cum extrem de rafinată fine, cum într-adevăr. Da. Dar suntem la o gală, repet. Ok, și deci se pare că nu e în totalitate pe temă? Ce va spune juriu. Este pe temă, dar suntem la o gală. Așa, și minte de când să dacă să vin într-o rochie de nașă ca să fiu termin, pe Andreea. Tema ta preferată. Lasă-mă să termin, te rog. Nu, este alegerea ta cum vii. Dacă vedeam într-o rochie, după aia chiar spuneai că te-am copiat. Ai înțeles? Mă, personajul meu la aia trampucați, nu a fost niciuna, că femeia aia tace. Este, dacă ar deschide gura, din ce să spune, na, nu cred că ar avea foarte multe de comunicat, nici doamna. Are noroc, e frumoasă, e superbă. Și tace, că nu mai are loc pe lângă domnul ăla care vorbește numai prostit, ce să mai zic? Și încă prostit, tace cu grație. Niciuna dintre fete nu a tăcut în seara asta. Andreea oricum, în general, nu poate. Iar Roxana? O schimbare la Roxana. Este mult mai vocală și a căpătat o sută de vehemență cu care susține punctul de vedere. Andreea, hai să vedem ce spun jurații în fața lor. Andreea, bună seara, dragă! Bună seara! Mă bucur că ultima apariție este una controversată, nu-i așa? Pentru că una dintre concurente a venit deja întruchipând același personaj. Măi, costumul pe care îl porți, Andreea Tonciu, este un costum impecabil. Subscriu. Subscriu. Impecabil. Deci toți jurații subscriu. Este un costum de gală, este un costum cu care se poate merge de la cocktail la orice fel de ocazie, un croi impecabil, îți vine superb, pălăria este splendidă, cu accesorizarea. Aici e greșit un pic, nu pentru că nu ar fi piese splendide, și pantofi, cât și geanta. Geanta este un pic prea... un pic prea rock, un pic prea... Geanta ar fi mers mai mult la ce poartă măsa mare în seara asta. În seara asta. Iar, dar aș fi ales... Ținând cont că vrei să păstrezi geanta, aș fi ales un pantof negru. Însă, nu am mari comentarii de făcut. Deci, accesorizarea își capătă puțin, însă ținuta este impecabilă. Iar tu arăți clasă. Mulțumesc. Da. Îmi place că a respectat tema și a venit cu o ținută de First Lady pe care, actually, o poartă First Lady Melanie Trump. Adică, într-adevăr, o ținută. Draga mea, exact așa. Sunt ținutele Melaniei Trump, exact așa le reprezintă Melania Trump pe domnul Trump, atât la tot felul de vizite în alte țări, cât și la diverse cocktailuri, tot în genul ăsta. Este un costum, un de piese executat impecabil, de o calitate impecabilă. Cu păr, bine, tu nu ești blondă, dar asta nu contează. Pălăria este ceea ce trebuie, mie îmi plac foarte tare și acești pantofi, iau și colegele mele. Îi iubesc, într-adevăr, geanta e puțin cam rog, dar am să trec peste asta. Și eu mă bucur că măcar terminăm seara într-o oareșce tonalitate ok față de această temă atât de ofertantă, dar care ne-a oferit niște ținute atât de amărâte până acum. Indiferent ce a spune de Tonciu și indiferent de ce m-ați acuzat pe mine, în seara asta Tonciu a demonstrat încă o dată, chiar dacă e ea cu gura mare, chiar dacă ea nu le înțelege uneori, dar le potrivește, chiar dacă face ea gafe, că vestimentar, indiferent ce ea-ți face, e fără cusur. Melania Trump, da? Nu era blondă, că acum asta e, nu mai punea o perucă, dar din cap până în picioare era impecabil, atitudine, tot. Să nu s-a potrivit claciul ăla cu influență rock, da, nu mai contează. Era acea Melania Trump cu acel compleu adevărat cu care ea merge în diverse acțiuni alături de Boșorogul ăla. Cuscra zice așa, fetiță, nu m-aș fi așteptat să-ți vină tipul ăsta de dupies impecabil, pentru că îți vine superb. Mulțumesc. Chiar îți vine superb. Tonciu, deci nu mă așteptam. Îți vine impecabil. Talia, piciorul fusiform, lungimea, glezna. Lungimea, fuste, tot. Lungimea, chiar nu mă așteptam. S-a discutat ce era discutat despre geantă și eu aș fi pus un alt clutch, dar nu mi se pare atât de grav. Aici trebuie făcută diferența, aici trebuie să înțelegem ce înseamnă ținuta albă versus ținuta albă. Roxana, ce aici nu e nicio supărare. Da. Și ea poartă alb, dar nu mă trimite cu gândul la o nuntă. Păi am rămas plăcut surprins pentru că măcar Tonciu mi-a făcut o Melania.
Adică, din punctul meu de vedere, Nemes n-a făcut în seara asta o Melania, Tonciu a făcut o Melania. Și n-aș fi zis. Și uite, două ținute albe. Zwei ținut în alb. Zwei ținut în alb. Un concurent în ținut alb, bine. Zwei concurent în ținut alb, prost. Bravo, dragă. Mulțumesc. Bravo, Andrei. Mulțumesc. Bravo, dragă. Mulțumesc. Felicitări, Andreea, mulțumesc. Mulțumesc eu. Trist. Adică conceptul a fost superb. Bă, conceptul ce-au a fost făcut superb. Ele a fost trist, cu mici excepții. Câte prime, doamne! Dar câte personaje și istorice! Și mai știu că el a fost Tonciu, ființă, că nu mă așteptam. A, Tonciu a ai fost... să râzi? Nu mă așteptam. Patria. Și ele un pic nervoșele, vezi cazul Șișcanu, pentru că și Șișcanu, fetiță, era foarte nervoșică. Șișcanu? Încerta un pic că ea că a întrebat, că a făcut și cu un soț istoric acasă. Care i-a zis soțul că dinastia din care ceva n-am înțeles și m-am enervat oricum. Lasă, stai puțin, ce m-am enervat? Pentru că... După ce noi am făcut... Deci, ideea următoare. Ok, vreau să faci pe Cleopatra. Eu nu am comentat... Stai zițe-l acum, ca să revin nervos. Eu nu am comentat că este ok sau nu să o facă pe Cleopatra în acest context al conceptului din seara aceasta. Este ok. Din punctul meu de vedere, eu dădeam punctaj maxim dacă erau Cleopatra reușite. Fetelor, așa cum spuneau și jurații mai devreme, o seară concept care ne putea oferi foarte multe surprize plăcute. Eu sper că v-ați simțit bine. Sper că și cei de acasă s-au simțit bine. Hai să vedem cum arată clasamentul în urma notelor din partea juriului. Andreea, la egalitate cu Dea, 13 puncte în această ediție concept. Cristina, Oana și Teoroz, la egalitate cele mai bune. Toate, câte 4 puncte. Bun, Alexandra e pe locul 2, clar. Stați așa, acum că avem o situație. Deci pe locul 3 e Alexandra momentan. Hai să facem așa. Jurații sunt cei care vor alege cine ocupă primul loc în această seară concept. Dea sau Andreea? Ziceți Pisi. Din punctul meu de vedere, cel mai frumos outfit, cel mai corect outfit, cel mai bine interpretat, cel mai, de cea mai bună calitate este cel al Andrei. Mulțumesc. Ok. Sunt de acord, dar mie îmi place foarte mult și ținuta Dei, care mi se pare că mă trimite fix în filmul ăla. Bun, deci pentru eu tine, Moris, tu ai spune Dea. Era Luca, decide tu acum. Bă, acum e ca, exact cum trebuie să decide concurentele eliminare pe care să o elimine. Stai să ne gândim, stai să facem niște socotări. Eu n-am mai câștigat de foarte mult timp. Ce anume? Cum ai n-am mai câștigat de foarte mult timp. Costumul pe care îl poartă Andreea Tonciu îmi place la disperare, efectiv. Și pălăria și styling pe care l-ai făcut. Pe de cealaltă parte a fost mult mai greu să întruchipezi personajul Lady D. Îmi placeți la nebunie amândouă. Ce facem? Aruncă mănușa. Negociază cu pisica și cu regele să se răzgândească vreunul. Vezi care e mai de calitate, care a avut atitudine, care... Ne uităm și la... Dei i-am dat 5, Andrei i-am dat 4, pentru că accesorizarea mi s-a părut că n-ar fi tocmai în conformitate cu acel costum impecabil. Haide cu Dea. Mulțumesc. Hai cu Dea, care deci... cu Andrei prima în punctaj. În gol averaj. Bun, deci primul loc. I-a spus, normal. Dea, felicitări, draga mea. Uite și statueta mai ai. Da, stai mai de una. De mai ai una? Una. Uite și cu una cu să două. Fac două. Mulțumesc, Regino, vă mulțumesc. Felicitări, Dea. Consider că am avut cea mai bună ținută din platou. Consider că am avut cea mai bună atitudine. Și nu mi se pare că a făcut mare lucru Dea. Din punctul meu de vedere, o rochie care n-a fost croită atât de bine, nu a fost pusă în valoare atât de bine, nu mi s-a părut normal să ia pe locul întâi. Dar, eu fiind o fată bună, las capul în jos și trec cu vederea. Deci, pe primul loc în această ediție concept, Dea cu 3 steluțe bonus, Andreea Tonciu cu 2 steluțe bonus pe locul 2 și Alexandra Ungureanu, 1 steluță bonus pe locul 3.
Vedem deja și clasamentul steluțelor. Pe prima poziție este Andreea Tonciu, 11 stele adunate în această săptămână. Pe locul 2, Dea și cu Roxana egalitate, 9 stele. Apoi avem 8 Alexandra, 7 Cristina, 6 Emi, 5 Teoroz. Felicitări fetelor încă o dată, ne revedem și data viitoare, vă aștept pline de energie și entuziasm. Vă mulțumesc și vouă pentru că stați mereu alături de noi. Mai bine!